Bună, sunt Dinis și o prezint o nouă poveste originală pe canalul meu Lumina Poveștilor. Iar în divizionare, vă aștept foarte mult să vă abonați acest canal și să lăsați un like. Maxim era al patrulea copil din familie. Bunicul oftica pentru nașterea neprevăzută și nedorită, mormăia bunicul. El l-a înjurat fără milă pe ginere pentru al patrulea copil și, fără să stea pe gânduri, a încercat să facă avortul când a realizat că era prea târziu, chiar în săptămâna a 40-a. Era un termen foarte avansat, nimeni nu s-a încumetat să facă operația și să facă ceva ilegal pentru a scăpa de sarcină, nu s-a decis, cine știe ce s-ar fi întâmplat. Avea deja trei copii care ar fi rămas orfani. Desigur, ar fi putut plăti un medic și să inventeze o anumită problemă de sănătate pentru a face avort pe bază de indicații medicale. Dar nici măcar nu s-a hotărât să facă asta. După ce și-a acceptat soarta, a decis să continue cu sarcina. Și poate totul va merge bine. Sarcina a decurs fără probleme. Burtica era mică, nu ca data trecută, când a născut fiul așteptat, Vadim. Soțul ei își dorea foarte mult un băiat, și înainte de asta au avut două fete, Alina și Polina. Inițial, familia a planificat doar un copil și cu siguranță un băiat. Dar când s-a născut o fată, au decis să mai încerce o dată, dar din nou au fost dezamăgiți. Iarăși o fată. Să crești doi copii era costisitor, așa că au amânat încercarea de a avea un moștenitor pentru câțiva ani. Visurile despre cel de-al treilea copil au revenit la cuplu când șeful familiei a găsit un loc de muncă bun. Iar soția a revenit din concediu și au reușit să strângă o mică rezervă de bani. În plus, au extins locuința sau mutat într-un apartament cu trei camere, deci au împrumutat bani pentru asta. În timp ce era culcată pe umărul soțului în dormitorul lor confortabil, femeia zâmbea visătoare și se gândea că le va da camera băiețelului lor, iar ei se vor muta în cea comună. Și astfel au început să încerce să conceapă. Femeia ținea o evidență atentă a tuturor lucrurilor necesare, calculând zilele favorabile pentru a crește șansele de a avea un băiat. Dar fie din cauza unor boli anterioare, fie din alte motive, copilul nu se năștea pentru cuplu. Timp de un an, femeia a aruncat teste de sarcină negative în coșul de gunoi cu lacrimi în ochi, apoi a convins soțul să meargă la medic. După numeroase investigații și cheltuieli inutile, li s-a recomandat fertilizarea in vitro. De două ori, embrionul nu s-a implantat, dar a treia oară, cuplul a înțeles că vor deveni din nou părinți în curând. Când s-a născut Vadim, fericirea lor nu avea limite. Au încercat să ofere tot ce era mai bun micuțului, cea mai sănătoasă hrană, haine de calitate și cele mai bune jucării. Dar, curând, povestea s-a încheiat. Tatăl familiei a pierdut slujba prestigioasă și a fost nevoit să accepte una mai modestă. Familie nu ducea lipsă de mâncare. Dar au fost nevoiți să-și reducă cheltuielile. Chiar și Vadim, pe care obișnuiau să-l răsfețe, a încetat să mai primească la fel de multe atenții ca înainte. Principalul lor cheltuiele a fost rata la casă. Din acest motiv, părinții adesea se priveau de diferite plăceri, dar îl scuteau pe fiul lor. Așa că adesea în casă se auzea fraza nu atinge, este pentru Vadim. Mama iubitoare l-a alăptat pe micuțul lor mult timp, până la doi ani, așa că ciclul ei era neregulat. Prin urmare, în primele câteva săptămâni nu a bănuit că este gravidă. Cu atât mai mult că Maxim a fost o sarcină liniștită, încercând să nu cauzeze mamei probleme suplimentare. Cum ar fi greața matinală sau alte neplăceri ale sarcinii? Femeia a bănuit ceva în neregulă când Vadim a renunțat la sân. Nu înțelegea ce se întâmplă și nu ar fi aflat dacă medicul nu i-ar fi spus mai târziu că laptele devine adesea amar în timpul sarcinii. Este o protecție pe care corpul mamei o dezvoltă pentru viitorul copil. Laptele amar determină copilul mai mare să renunțe la sân, deoarece alăptarea poate provoca avort. Ar fi fost mai bine dacă s-ar fi întâmplat așa, se gândea femeia în inima ei. Soțul a încercat inițial să o calmeze pe soția sa înspăimântată, amintindu-i cât de dificil și cât de mulți bani au fost cheltuiți pentru a concepe pe Vadim. Și acum, iată-le, un cadou gratuit. Dar chiar și noul tată nu era prea fericit cu noul membru al familiei mai ales că din motive de ghimion va fi din nou o fată. Când a aflat că va avea totuși un băiat, a simțit ușurare. Uite, un băiat! Și, în plus, a fost atât de ușor și complet gratuit. Dar acest sentiment a dispărut rapid când viitorii părinți au calculat cât va trebui să cheltuiască pentru noul născut. În doi ani, prețurile pentru produsele pentru copii au crescut, iar veniturile familiei au scăzut. Va trebui să se priveze din nou de ceva. Vreau să merg la salonul de manicură, să-mi vopsesc părul, să fac o mască. Vreau să mă îmbrac bine. Nu în aceleași cizme timp de 5 ani. Și copiilor le trebuie atâtea lucruri și școală de muzică și secții sportive. Vrem să-l ducem pe Vadim la activitățile de dezvoltare. Ce vom face acum? Nu-ți face griji, draga mea, vom găsi ceva, i-a promis soțul, dar nu a gândit cu adevărat la nimic. A venit momentul nașterii. Pentru bebeluși nu au trebuit să cumpere prea mult. Au rămas multe lucruri de la copiii mai mari, în special de la Vadim. Nașterea a fost liniștită și mult mai ușoară decât precedenta. Părea că micuțul făcea totul ca să nu o facă pe mama lui să sufere, dar femeia nu a apreciat modestia celui de-al patrulea copil. Arată destul de urât. Uită-te la el, a spus ea, încrețindu-și buzele. El este un băiat normal, i-a răspuns tatăl. Nu, Vadim, îți mai amintești cât de dulce era cu ochii lui mari, nasul său mic, dar acesta are nasul într-o parte și ochii strâmbi. Nu spune asta, dragă, a intervenit asistenta pufos. O să-i treacă umflăturile, iar nasul o să se drepte. Dar dacă nu-ți place fiul tău, poți să-l dai mie. Copiii mei au crescut deja și nu am niciun nepoțel. Iale tu, a spus rece mama. Ce vorbești așa, dragă? L-a miustrat soțul pe soția sa. Hai să ne gândim cum îl vom numi pe băiat. Nu știu, nu am puterea să gândesc, am urmăit femeia, încruntându-se. Gândește-te singur. Ei bine, l-am numit pe Vadim în onoarea tatălui meu. Acum hai să-l numim Maxim, în onoarea ta, a sugerat bărbatul. Nu pot spune că am avut relații calde cu tatăl meu, dar îmi place numele, așa că sunt de acord, a zâmbit femeia cu mulți copii și a dat din mână. Astfel, nou-născutul a primit un nume, dar departe de a avea o familie iubitoare. Desigur, băieții aveau grijă de el, niciodată nu a fost flămând, murdar sau neglijat, dar când voia o jucărie, de obicei primea un refuz. Avem destule jucării acasă. De ce ai nevoie de asta? În dulciuri, el era și mai puțin favorizat. Mama și bunica îi hrăneau pe cei mai mari copii în secret cu înghețată și nu lăsau nimic pentru Maxim. La urma urmei, în adolescență, tânărul chiar le-a fost recunoscător părinților pentru asta. Restricțiile privind dulciurile i-au permis să aibă dinți albi și sănătoși. Maxim purta haine vechi, unele provenind de la fratele mai mare, altele chiar de la surori. La o vârstă mai mică, nu-i păsa de asta, dar în școală se simțea jenat că tot timpul purta hainele altora. Mamă, asta e un pulover de fată, aproape că plângea Maxim când mama îi sugera să poarte un pulover de culoare muștar. Ei bine, unde scrie că e pentru fete? Muștarul nu are gen, mama nu se lăsa convinsă. Și ce dacă are o broderie cu fluturi pe piept? Micuțul nu s-a lăsat. Nu-i nimic aruncă o privire la culorile lui. Nu există nici măcar roz. Maro, roșu se potrivesc pentru băieți. Să se certe cu mama era inutil, așa că șuierând, Maxim punea puloverul antipatic, dar cum cobora în hol, încerca să scape de articolul de îmbrăcăminte incongruent. Pentru asta trebuia mai întâi să-și dea jos jacheta, apoi puloverul, care se băga în ghiozdan într-un morman și era și vechi, provenind de la fratele mai mare. Apoi băiatul se îmbrăca din nou, își închidea jacheta și pleca în frig. În geaca sa de iarnă, purtată peste o singură cămașă, îi era frig, dar mai bine așa, decât să ajungă la școală și în vestiar să fie ridiculizat pentru că purta un pulover de fată. La întoarcere de la școală, băiatul repeta operația de schimbare în hol, dar în ordine inversă, astfel încât mama să nu bănuiască că fiul ei se plimba pe stradă în jumătate de haină, în frig. Dacă Vadim ar fi avut mai multă grijă de haine, Maxim ar fi avut mult mai multe lucruri, dar fratele mai mare părea să fie atras de dezordine și își strica adesea pantofii, astfel încât aceștia căpătau o nuanță grimurdară pe care nu puteai să o îndepărtezi. Vadim nu-și economisea hainele, dar asta nu l-a îl afecta niciodată. Dar nu-i nimic, acum în magazine sunt reduceri și vom cumpăra lucruri noi și asta chiar îi convine lui Maxim, suspina mama cu smerenie. Maxim era supărat de acest tratament, deoarece întotdeauna era foarte aspru pedepsit pentru hainele deteriorate, în timp ce fratele său scăpa mereu nepedepsit. Dar într-o zi, Maxim a realizat că fratele își strică hainele intenționat pentru a-l împiedica pe cel mai mic să primească haine noi. Situația era că Vadim avea o cămașă de lână și când carouri roșii și negre. Abia ce a văzut-o în magazin și ochii i-au strălucit. Mamă, cumpără! o este minunată! A strigat Vadim, împingând-o pe mamă în coastă. Răsucind eticheta în mâini, femeia a clătinat din cap și a spus nesigur, e cam scumpă. Poate să luăm altă bluză. Nu, eu vreau exact asta, a insistat băiatul. Cu un suspin, femeia a continuat să pipăie și să examineze cămașa. Apoi, suflând, a spus, bine, să o probezi. Odată ce Vadim a îmbrăcat cămașa, mama lui a început să zâmbiască. Într-adevăr, haina îi se potrivea perfect și băiatul strălucea de bucurie. Femeia era atât de impresionată de fiul ei încât nu-l observase pe Maxim, care sta pe lângă umerașe și privea cu tristețe la probă. Chiar și lui Maxim i-ar plăcut să aibă o astfel de cămașă. În general, băiatul era indiferent față de haine și ar fi preferat să cumpere un microscop sau o carte în loc, dar se întâmpla uneori ca o anumită bluză să-i placă sau să-i placă niște adidași. Dar nici măcar nu îndrăznea să ceară. Așa că acum se afla printre cămășile atârnate în șir și atingea materialul subțire de lână, imaginându-și cât de bine ar arăta venind la școală într-o astfel de cămașă, combinată cu blugi negri pierdut în gânduri, nici măcar nu și-a dat seama că a venit o vânzătoare tânără și zâmbitoare. Cauți mărimea ta! A întrebat ea prietenoasă. Nu, mulțumesc, a răspuns timid băiatul. Se pare că fata nu l-a auzit și a început să mute rapid umerașele, care se loveau unul de altul și făceau un sunet plăcut. Așa, așa, cât ai înălțime! Ah, bine! Iată, iată, ține, i-a spus ea și, fără ca Maxim să poată reacționa i-a pus cămașa pe el ei, cum ți se pare. Uită-te în oglindă! Cu un zâmbet, fata i-a spus și, învârtindu-le pe băiat, l-a adus în fața oglinzii. Maxim privea propria imagine. Cămașa îi venea perfect. În mod involuntar, un zâmbet i-a apărut pe față, dar a fost imediat întrerupt de strigătul mamei. Ce e și asta? De ce te-ai îmbrăcat cu ea? Ridic-o repede și pune-o la loc și dacă vânzătorii te văd a șoptit ea iritată. Scuze, a spus înspăimântată vânzătoarea. Eu i-am pus-o, am vrut să ajut. Mă gândeam că vreți să cumpărați cămașă pentru fiul dumneavoastră. Obrajii mamei s-au înroșit instantaneu și au devenit pătate de pete purpurii. Da, cumpăr o cămașă pentru fiul meu cel mare. Am decis deja mărimea. Și, întorcându-se spre Vadim cu un zâmbet, a întrebat, ei, Vadim, cum ți se pare? Sigur îți place. O luăm. Băiatul a dat din cap afirmativ, iar mama, luându-i cămașa, a întins-o către vânzătoare. Ia, verificați, vă rog. Nu vreți una la fel și pentru fratele său. A întrebat fata, luând hainele din mâinile cumpărătoarei. Oh, nu, ce vor fi identice? Ei nu sunt gemeni. Și? Ce contează? Uitați cât de mult îi place lui, a spus vânzătoarea, arătând spre Maxim, care avea o lumină timidă de speranță în ochi că Mașa ar putea ajunge într-un fel sau altul din magazin în garderoba lui. Nu-i nimic, a zis mama dând din mână. Cel mic mereu fura haine de la fratele lui. Ei cresc atât de repede, nici nu-ți dai seama. Dar nu pot să cumpăr haine noi în fiecare lună, îmi pare rău. Ia-ți-o, te rog, a pus-i apunt, strângându-și sever sprâncenele. Vânzătoarea a început să deschie nasturii de pe cămașa lui Maxim și, văzând privirea lui dezamăgită, a șoptit în pare rău. În răspuns, băiatul doar a suspinat. E foarte dureros. Să-ți pui speranța și să o pierzi imediat. A rămas doar cu speranța că Vadim va crește repede din cămașa aceea și în cele din urmă îi va aparține lui Maxim dar băiatul mai mare împotriva tuturor așteptărilor. Creștea foarte încet și mânecile i-au devenit scurte abia după doi ani. Când Vadim venea de la școală, Maxim verifica întotdeauna cămașa de pe el în grabă, să vadă dacă are găuri sau pete. Dar fratele mai mare, surprinzător, o purta cu grijă. Se vedea că îi plăcea foarte mult. Și într-o zi a venit în sfârșit momentul mult așteptat. Iată, ține o acum iată, a spus fratele mai mare solemn, dându-i lui Maxim cămașa în carouri strânsă. Maxim a primit cu bucurie haina dorită și, când a desfăcut-o, aproape că a căzut pe jos, simțind în același timp groază și dezamăgire. Pe țesătura cu carouri roșii și negre, în loc vizibil, era o gaură. Cu margini rupte și încrețite de pe urma fierului de călcat. Era evident o urmă a unui fier de călcat. Ce-i asta? Nu ești bucuros! A întrebat Vadim râzând în bat jocură. De unde vine gaura asta? Nu era aici. A întrebat Maxim, uluit. E moda asta, nu știai. A spus fratele serios și apoi a izbucnit în râs. Ești tare naiv. Arătându-i degetul mijlociu în semn de dispreț, el a fugit în camera lui, iar Maxim, dezamăgit, a rămas cu cămașa în carouri în mâini. Ce prost! a oftat sora, care a urmărit întreaga scenă din greșeală. Ea nu prea plăcea pe Vadim nici ea, pentru că după nașterea lui, părinții păreau să-și fi pierdut mințile, mai ales mama. Avea o obsesie ciudată. Lasă-mă să văd, a spus ea și a luat cămașa din mâinile fratelui mai mic. Da, e clar arsă. A suspinat ea. Dar știi ce, Mergem acum la magazinul de croitorie, găsim o cârpă drăguță pentru tine, o voi cusu și poți să o porți la școală. Chiar vei face asta? A întrebat bucuros Maxim. Desigur, tu ești fratele meu. A spus Polina și l-a îmbrățișat. Au mers împreună la magazin și au ales o plăcuță neagră cu silueta lui Freddie Mercury cu un microfon. Plăcuța arăta col și se potrivea perfect cu cămășile în carouri roșii și negre. Maxim zâmbea văzând cât de pricepută era sora lui cu acul și ața. De câteva ori, ea a rupt cu sătura și a spus că nu arată bine. Dar în cele din urmă totul a ieșit bine, iar plăcuța arăta ca și cum ar fi fost cu sută inițial. Maxim i-a fost recunoscător Polinei din toată inima. A strâns-o puternic în brațe, chiar dacă astfel de afecțiuni nu erau obișnuite între ei. A doua zi, el a mers la școală în cămașa lui și a văzut cum îl privea Iana, o colegă înaltă care se maturiza foarte devreme și care, în ciuda vârstei tinere, era deja foarte cochetă și purta tocuri mai înalte decât profesoara ei. Cămașa ta arată grozav, Maxim, este la modă! A zâmbit ea. O poți dărui! Maxim a fost copăleșit. Cea mai frumoasă fată din clasă vrea să poarte cămașa lui. Nu se teme de asta și va purta cămașa lui. Fără să stea pe gânduri, băiatul și-a dat cămașa jos și i-a întins-o fetei. Iana a râs în hohote, a luat-o și, spre dezamăgirea lui Maxim, a băgat-o în geanta ei de modă peste umăr, iar la sfârșitul lecțiilor, Maxim a descoperit în toaleta de la primul etaj un prosop murdar și umed în carouri roșii și negre, pe care elevii îl foloseau pentru a șterge picioarele murdare după ce veneau de afară în ziua ploioasă de toamnă. Nici măcar Freddie Mercury nu a fost cruțat și a fost murdărit în mod josnic. Și după un astfel de episod, Maxim, care era deja un băiat introvertit, s-a închis complet și pentru a-și ascunde dezamăgirea și trădarea. S-a dedicat studiului. După ce a făcut temele principale, el își deschidea cartea cu text în engleză și începea să traducă sau se ocupa cu matematica. Engleza îi plăcea pentru că Maxim vedea imediat rezultatele, învăța cuvinte noi și acumula cunoștințe. Matematica, pe de altă parte, o considera o provocare. El o înțelegea ușor, astfel că întotdeauna primea laude de la profesori, dar era subiectul burlacilor din clasă. În general, băiatul era foarte inteligent încă de la o vârstă fragedă, dar mama nu aprecia aptitudinile lui, numindu-le autist. Această diagnoză nu i-a venit singură a fost pusă de o mamă care adusese copilul la locul de joacă după ce mama lui Maxim i-a spus că fiul ei știa aproape în întregime prima poveste pe care a auzit-o. Oh, nu aș vrea să fiu în locul tău, a scuturat ea capul. Ce vrei să spui? A ridicat mama sprâncenele. Dar știți câți autiști sunt acum? Ei sunt retrași, asemenea ție. Dar sunt buni la matematică și au o memorie bună. Dar oricum nu are niciun sens pentru că ei nu înțeleg ce spun. Mama a luat cu seriozitate cuvintele femei necunoscute și de atunci a numit-o pe fiul ei autist. Nu a mers niciodată la medic. Pentru ce, când totul era deja clar? Iată că chiar și oamenii obișnuiți vedeau că ceva nu era în regulă cu el ce poți să faci. El e autistul nostru, spunea ea soțului ei, care, ocupat cu griji despre cum să câștige mai mulți bani, s-a retras complet din educația copiilor. Mai târziu, când Maxim a crescut, a realizat că nu poate să-și amintească niciun moment strălucitor din copilărie legat de tatăl lui. Dar a fost o ocazie când au mâncat pizza delicioasă la cantina. Împreună, fără familie. În ziua aceea la școală, au luat ghiozdanul lui Maxim, l-au bătut și i-au pus o bucată de burete udă cu care ștergeau tabla. Profesoara a sunat imediat la părinții lui Maxim, iar tatăl, care era acasă în concediu medical, s-a dus la școală să-și ia fiul plângând. Nu a vrut să se ocupe de huligani, a considerat că fiul său trebuie să știe să se apere singur. Pentru a calma copilul, a mers cu el la centrul comercial pentru a cumpăra noi articole de papetărie și manuale văzând cum copilul nedorit se bucură de obișnuitele stilouri și a noi în loc de resturile lăsate de frații mai mari, bărbatul s-a emoționat și l-a condus pe băiat să mănânce pizza. Nu, nu, fiule, mănâncă, asta e doar pentru tine, i-a spus el, aducând pizza întreagă mai aproape de maxim. Păi, tată, pizza e mare, să mâncăm împreună, a spus el, nu, fiule, asta e prea scump pentru mine, nu suntem bogați, așa că pot să te hrănesc doar pe tine. Maxim a mâncat pizza și s-a întrebat de ce era atât de scumpă pentru tatăl său și care era logica din spatele acestei economii. Și seara, când extazul dat de generozitatea s-a trecut, el s-a plâns soției sale, trebuie să fiu nebun să mănânc totul singur. Nu mi-a dat nici măcar o bucată, s-a plâns el oftând. Dar ar fi trebuit să-i spui că asta nu e comportament potrivit, a protestat soția. Ei bine, văd că băiatul mănâncă de parcă nu s-ar sătura niciodată, am simțit milă de el, asta e, a spus ea cu buzele strânse Maxim a auzit cum este miustrat din spatele pereților și inima i-a bătut tare de indignare Poate că el chiar era autist și nu înțelegea deloc acest lume Așadar, după incidentul cu cămașa, Maxim s-a închis complet în el însuși A mâncat foarte puțin, în principal bând ceai verde și rezolvând ecuații din ce în ce mai complicate Profesoara lui de matematică, pe nume Elisabeta, o doamnă excentrică de peste 50 de ani. Căsătorită cu munca ei, admira în mod repetat abilitățile băiatului. Ea a discutat de mai multe ori cu mama lui Maxim, exprimându-și admirația pentru talentul elevului, dar reacția mamei o făcea pe profesoară să se simtă perplexă, nicio bucurie, doar scepticism. "Trebuie să aibă bunic talentul pentru matematică", a spus femeia într-un ton indiferent. El a participat la olimpiadă sau ceva de genul acesta. Da, a fost olimpiadă școlară, a răspuns profesoara. Ar trebui să-l trimitem la cea regională, apoi la cea națională și apoi. Și apoi ce? La cea internațională. Dar acolo chinezii vor câștiga din nou, deci nu merită să ne chinuim cu asta, a spus mama. Clătinând din cap. Nu subestimați-le atât de mult, a spus profesoara și, realizând că nu va primi sprijinul mamei pentru a-l ajuta pe talentatul elev la olimpiadă, s-a oferit să-l pregătească singură. Profesoara nu înțelegea că ceea ce rănea cel mai mult pe mama lui Maxim era conștientizarea faptului că nu fiul ei preferat, Vadim, era talentat, ci acest băiat nedorit. Favoritul familiei nu excelase în școală, era lene și nu avea nicio aptitudine pentru învățare. Dacă nu ar fi fost pentru meditațiile pe care tatăl său le plătea cu greu în fiecare lună, el ar fi fost în spate. Prin urmare, succesul lui Maxim a fost perceput de mamă ca o batjocură și ea nu a fost dispusă să-l ajute nici măcar în chestiuni minore. Maxim, ai un costum? A întrebat-o Elisabeta pentru a arăta bine la Olimpiadă. Nu, a scuturat băiatul din cap, dar nu e nimic, găsim ceva. Profesoara i-a cumpărat o cămașă și pantalon pentru ziua Olimpiadei și a sfătuit să nu le arate acasă, deoarece ar putea provoca un scandal. Maxim nu ar fi arătat hainele mamei, altfel ar fi fost un scandal. El doar a spus că merge la Olimpiadă și părinții l-au felicitat fără să-i pese, continuându-și activitățile. La Olimpiada regională, Maxim a obținut locul întâi fără prea mult efort. La cea națională a obținut locul al doilea, fără a fi dezamăgit. Nu a avut niciodată ca obiectiv să câștige, el nu înțelegea de ce avea nevoie de asta. Nu simțea dorința de a concura cu alții. Nu se temea să piardă, așa că era sincer mirat de nervozitatea celorlalți concurenți. Al doilea loc a oftat părinții. Păi, al doilea loc e la fel ca ultimul. Poți fi doar câștigător sau învins. Părinții s-au înveselit numai când au aflat că băiatul lor a câștigat un premiu în bani impresionant. O echipă de televiziune locală a venit să-l intervieze pe talentatul elev. Părinții lui Maxim au fost uimiți, iar Vadim era furios. La ce îți vei cheltui premiul? A întrebat prezentatoarea TV cu zâmbetul său strălucitor. Vreau să-mi cumpăr un computer. Avem acasă, desigur, dar vreau unul personal, a răspuns el. Nu a menționat faptul că nu i se permitea să folosească computerul de acasă. Unul era al mamei, iar celălalt era împărțit între surorile care se uitau mereu la seriale. De la frate nu avea nicio șansă, iar computerul tatălui său era complet interzis. Înțeleg, a spus jurnalista, zâmbind prost și făcând gesturi dramatice cu mâinile sale cu unghii manicurate, pentru a arăta cât de complicat și neînțeles era pentru ea. După câteva râsete, a pus câteva întrebări banale, iar echipa de filmare și-a strâns echipamentul și a plecat. Când s-a terminat momentul de faimă, Maxim s-a confruntat cu realitatea crudă. Banii lui. Părinții săi i-au luat totul. Maxim nu și-a permis să cumpere un computer. I-a fost atât de rușine încât a plâns toată noaptea în bucătărie. A plâns în bucătărie pentru că acolo era o canapea priantă pe care dormea. Mama interzise să fie numită canapea priantă, explicând că este o pat priantă în toată regula, nu o canapea. După ce a plâns toată noaptea, Maxim a mers la școală, unde a fost oprit de Elisabeta. Ce s-a întâmplat, Maxim, ești bine? a întrebat ea. Nu prea bine, a răspuns băiatul cu tristețe. Ascultă, hai să mergem în sala 12, îți voi da niște biscuiți. Nu vreau, a spus băiatul. Hai, hai, avem ceva de discutat. Băiatul a suspinat și a mers în urma profesoarei. Care, așa cum a promis, l-a hrănit cu biscuiți. Maxim a început ea serios, mă tem că această școală nu-ți poate oferi ceea ce meriți. Ar trebui să te transferi la liceul de matematică. Ce spui? A întrebat băiatul, uimit de ideea aparent nerealizabilă a profesoarei. De ce te îndoiești? A fost surprinsă ea, știu că acolo învață nu doar copii inteligenți, ci și bogați, iar eu nici măcar nu am un computer. E o prostie, acolo sunt copii din toate categoriile sociale, a spus Elisabeta cu încredere, am o studentă care învață acolo, ea știe. Și în ceea ce privește banii pentru computer, i-ai primit de la Olimpiadă. În loc de răspuns, băiatul a suspinat amar și a înclinat capul. Părinții l-au luat de acolo. Profesoara a bănuit ce se întâmplă. Bine, nu fi trist, vom găsi o soluție, a spus ea. Dar odată cu încheierea anului, trebuie să-ți iei documentele și să termin clasa a 10-a și a 11-a la liceu. Apoi te vei înscrie la cea mai bună universitate, vei obține un loc de muncă prestigios unde vor aprecia talentul tău și vei trăi fericit până la 100 de ani, mai înțeles. Acesta este planul tău pentru viitor, știu că pot conta pe tine. Maxim a ascultat sfatul profesoarei și și-a luat documentele. La liceul pentru olimpici a fost primit cu brațele deschise. Avem nevoie de astfel de elevi, a spus directorul. Și la absolvirea clasei a noua. Elisabeta i-a oferit băiatului o mică geantă. Când a deschis-o, Maxim a rămas uimit. Înăuntru era un laptop de calitate, iar asta nu era tot. Este un cadou pentru tine, a zâmbit femeia. Nu-mi vine să cred, a spus el, uimit. E o prostie, pot să-l iei, pur și simplu dar este atât de scump. Ei bine, știi, într-o lume în care mulți sunt proști, reușesc să fac rost de bani, a spus ea. Mă refer la meditații. Dacă toți ar fi la fel de inteligenți ca tine, atunci aș fi plătită doar pentru salariul de profesor. Interacțiunea cu Elisabeta nu s-a încheiat aici. Femeia i-a propus băiatului să lucreze ca profesor suplimentar și să scrie lucrări de curs pentru studenți leneși. Tânărul și-a stabilit scopul de a-i da profesoarei bani pentru laptop și, după doi ani de muncă grea, a strâns suma necesară, a cumpărat flori și bomboane și i-a dat banii într-un plic. A adăugat și câțiva bani pentru o cămașă și o pereche de pantaloni. A fost dificil pentru că liceul era solicitant. Trebuia să scrie lucrări și referate noaptea, dar a reușit. Nu trebuie să faci asta, Maxim, e din inimă, a spus profesoara. Trăiesc singură, nu am copii am fost bucuroasă să ajut un copil talentat. Și eu îți sunt recunoscător, a spus el, dar nu am nevoie de bani încă. Locuiesc cu părinții, așa că iați o vacanță sau cumpărăți ceva frumos și eu încă pot să câștig bani. E atât de simplu, a râs Elisabeta. La liceu, viața lui Maxim a devenit cu totul alta. Elevii erau bine educați. Dacă râdeau de cineva, nu îl umileau. Sigur, existau și oameni toxici, dar puteai să ignori, fără să te aștepți să-ți arunce lucrurile sau să-ți le fure. Și cea mai plăcută parte era că elevii talentați nu erau bat jocoriți sau umiliți în clasă, ci erau susținuți și admirați. Prin urmare, Maxim s-a simțit minunat aici. Poziția sa și înălțimea sa s-au îmbunătățit, iar critica pe care o primea acasă a devenit mai ușor de suportat. Când școala s-a încheiat, el și-a luat lucrurile și a plecat fără să dea explicații părinților. Stabilindu-și locuința în capitală. Acolo a fost admis la universitate și s-a mutat în cămin. A studiat cu o bursă mare, a continuat să lucreze și să strângă bani. El nu s-a întâlnit cu fetele, le evita. La sfârșitul anului 3, o tânără chelneriță de la cafeneaua Papila, unde obișnuia să mănânce după cursuri, a atras atenția asupra lui. Era de la țară, dar avea un ochi bine format. Știa că un bărbat bun trebuie să fie prins din fragedă și, vorbind cu băiatul în fiecare zi, a simțit perspective în el. Chelnerița a fost atât de insistentă încât Maxim s-a întâlnit cu ea timp de șase luni. Era la un pas de a se căsători cu ea, dar a fost salvat de faptul că pe orizontul ei a apărut nu un bărbat tânăr, ci un adevărat câine de rasă, însoțit de un cont femeia ușoară, s-a mutat imediat la el, iar Maxim a suspinat ușurat. Maxim era un introvertit tipic și nu își imagina să se căsătorească, niciodată nu se gândise la asta. O familie Bine, locuia cu familia și nu vedea nimic plăcut acolo, în afară de nemulțumirea eternă a mamei, bătăile tatălui și răsfățarea fratelui, care îi chinuia pe toți membrii familiei. Surorile erau destul de bune, dar nici ele nu se gândiau prea des la sentimentele fratelui mai mic. Care este rostul să îți întemeiezi o familie când poți trăi în liniște? Și statisticile despre divorțuri arată că șansele de divorț sunt de 50%. Merită să te încurci în asta. Este la fel ca și cum ai cumpăra o mașină cu avertismentul fabricii că motorul acesteia va fi defect cu o probabilitate de 50%. Orice ai spune, până la 30 de ani, Maxim nu avea de gând să se gândească la căsătorie. Mai întâi trebuia să-și construiască cariera, să-și asigure un fond de economii și un loc de locuit. Nu voia să plătească o ipotecă toată viața, ca părinții lui. Și chiar merită să te lege de un oraș sau o țară printr-un imobil propriu în lumea modernă. Nu, este o prostie. La sfârșitul anului 5, Maxim avea o viziune clară despre modul în care își va trăi viața. Minimalismul era principiul său de bază. La acea vreme, lucra deja într-o companie ITI și câștiga foarte bine. Din cămin s-a mutat de mult, a închiriat un apartament modern, dar, ca și înainte, toate lucrurile lui încă se încăpeau într-un singur rucsac. Cu excepția diferitelor gadgeturi, desigur, pe care tânărul le iubea și le cumpăra cu plăcere. Se întâmpla adesea să se joace cu un nou jucărie și apoi să o vândă. Nu îi plăcea să lase lucrurile să se adune pe rafturi. Lipsa gadgeturilor din copilărie a fost compensată acum, aducându-i o satisfacție nebună și a cumpărat o varietate de cămăși în carouri, dar nu a avut nicio una în roșu și negru. Niciuna. Când Maxim a început să lucreze în domeniul ITI, i-a fost dificil să combine munca de programator cu studiile. Proiectele îi ocupau adesea tot timpul, așa că tânărul a planificat să renunțe la facultate. A renunțat doar pentru că Elisabeta i-a amenințat sever că, dacă nu termină, se va supăra pe el și Maxim a decis să termine cel puțin cu jumătate de inimă pentru a nu dezamăgi binefăcătoarea sa. Profesorii au încercat să îl motiveze pe studentul talentat, spunându-i că poate absolvi cu strălucire și că are un viitor splendid, dar băiatul știa că în domeniul său se apreciază profesionalismul, nu diploma, și că a terminat facultatea doar pentru liniștea profesoarei sale. Tânărul programator a crescut rapid în cariera sa și, odată terminată facultatea, s-a dus în Valea Siliconului, capitala mondială a IT-ului. El a început de mult să se informeze despre cum să ajungă acolo și a scris scrisori către diverse companii, în cele din urmă reușind să se angajeze la una dintre cele mai mari companii de tehnologie și a început o viață cu totul nouă. Elisabeta l-a criticat pe tânăr pentru mutarea sa. Trebuie să contribui la dezvoltarea țării noastre, unde te-ai educat și, în plus, gratuit, altfel ajunge să fie o scurgere de creiere. Dar, pentru Maxim, nu existau limite teritoriale. El visa să fie cetățean al lumii, un cosmopolit. Patria noastră este întreaga umanitate, oftă profesoara lui de matematică. Cu care tânărul comunica mult mai des pe videoceat decât cu membrii familiei sale. Dar uite ce-ți voi spune, băiatul meu! Există o altă zicală, acolo unde te-ai născut, acolo e și locul tău. Sunt sigură că te vei întoarce. Dar Maxim doar dădea din cap. Nu, sub nicio formă nu se va întoarce. Aici era frumos, cald, confortabil, aici era grozav, aici era progres. Programatorul talentat a fost acceptat în una dintre cele mai mari corporații la care a trimis cu insistență și în mod regulat scrisori. Puțini aveau atâta noroc, dar l-au remarcat și l-au invitat să lucreze. La început, tânărul a avut parte de un șoc cultural. În companie, toți erau prietenoși și deschiși. Toți se salutau cu zâmbetul pe buze. Abia apoi, Maxim a înțeles că politețea este ridicată la rang de cult în această țară. Noul angajat a fost primit cu căldură. I s-a arătat totul și i s-a explicat. La început, tânărul era uimit de modul în care compania îngrija de angajații săi. Aici aveai mâncare gratuită, zonă de relaxare și un colț unde puteai juca la consolă. Acest loc nu semăna deloc cu un loc de muncă, mai degrabă cu un paradis pentru profesioniștii a IT. -i. Și cel mai plăcut lucru era că aici îți puteai pune în practică ideile, iar în jur erau oameni la fel de talentați și dedicați. Aici nimeni nu-și băga nasul în felul în care te îmbraci. Cum vorbești sau cum arăți? Cel mai important era să fii un specialist bun. Aici erau apreciate mintea și talentul, iar Maxim avea ambele. Băiatul comunica cu colegii cu ușurință, pentru că învățase bine engleza. Avea o memorie excelentă, astfel că limba englezei a venit ușor încă din școală, iar în muncă cunoașterea limbii străine era necesară. În general, s-a integrat rapid în companie. În primii câțiva ani, aproape că nu ieșea din biroul corporației, nu-i venea nici măcar să plece în weekenduri și rămânea adesea la birou peste program. Maxim putea să se lase prins în muncă în așa măsură încât să poarte aceleași haine timp de săptămâni întregi. Să-și uite să-și spele părul și nimeni nu-i atrăgea atenția asupra acestui aspect, cu excepția Ienei, fata din birou, care venea uneori în biroul lor pentru diverse nevoi. Doar cu o privire, Iana îl făcea pe Maxim să înțeleagă că e timpul să-și schimbe hainele. Oh, scuze, m-am lăsat dus de val, cu siguranță îmi voi călca acest pulover, i-a promis băiatul. De ce nu l arunci pur și simplu și îți cumperi unul nou? I-a sugerat ea. Ea i-a aruncat ochii mult timp și apoi, nedându-și seama, l-a invitat la o întâlnire. Ce? Mă inviți la o întâlnire? A fost uimit Maxim. Da, și ce e atât de surprinzător? Dacă nu te invit eu, cu siguranță nu te vei hotăr. Deci hai sâmbătă, bine. Maxima a dat din cap nesigur și sâmbătă s-a trezit la întâlnire. Iana avea dreptate, el nu avea de gând să o invite micăieri, în general nu era interesat de relații, considera că atașarea față de altă persoană este dăunătoare în principiu și perturbă lucrul și în companie nu erau apreciate relațiile dintre angajați, deoarece complicau multe lucruri. Cu toate acestea, Iana era hotărâtă. După prima întâlnire, l-a invitat pe Maxim la cină, apoi la o plimbare cu bicicleta, apoi într-o excursie, apoi a cerut să doarmă la el acasă, dar când a văzut că tânărul economisește și stă într-un apartament de carton, unde în afară de un saltea și un computer nu există nimic. A râs și a spus că nu va sta în acest burloc de burlac. În schimb, l-a invitat la ea acasă. Maxima a înțeles că s-a angajat într-o situație dificilă și că fata nu se va lăsa ușor. Ii se părea jenant să pună el punct relației, nu voia să rănească o fată bună, dar în același timp îi era teamă că nu o va face fericită, mai ales că Iana se dovedise a fi o parteneră veselă și ușoară, cu care era distractiv și fără tensiuni. Însă, după un an de relații fără succes, Iana l-a strâns pe Maxim în brațe și i-a spus: Mulțumesc pentru tot ce am avut, cel puțin avem amintiri, nu-i așa? Am crezut că vom reuși, dar văd că nu sunt omul potrivit pentru tine. Sper că rămânem prieteni. Maxim a fost surprins. El credea că Iana va fi mereu lângă el, s-a obișnuit cu ea, dar ea i-a oferit doar o șansă pe care el nu a folosit-o, la început a încercat să o convingă să rămână, dar apoi a considerat că aceasta este o responsabilitate prea mare pentru el să fie bărbatul ei. Să fie sincer, el nu era pregătit pentru o familie, în timp ce ea era. Deci, pentru a fi cu ea, ar fi trebuit să-și abandoneze propriile dorințe. Ar putea această fată să fie fericită cu cineva care alege să meargă pe alt drum, după ce a reflectat, Maxim a decis că este mai înțelept să o elibereze pe prietena lui. Șase luni mai târziu, când Iana s-a căsătorit neașteptat, Maxim a simțit o ușoară dezamăgire, dar curând s-a implicat complet în muncă și și-a luat adio de la gândurile triste. După Iana, Maxim a avut câteva iubite, dar toate au fost opțiuni temporare. Tânărul nu a neglijat niciodată pe nimeni, nu a fost zgârcit cu cadourile, a fost mereu acolo în momentele dificile, dar a observat adesea că fetele cu care se întâlnea nu îl iubeau cu adevărat, le interesau doar banii lui. Dar Maxim câștiga destul de bine, chiar și cu taxele și chiriile mari. Aiteistul pragmatic nu s-a supărat când o altă prietenă a plecat cu un bărbat mai bogat, mai de succes și cu perspective mai mari. El a făcut doar o concluzie, că femeile doar de bani aveau nevoie. Iana s-a căsătorit și acum cu un bărbat mult mai bine situat decât el și acum locuiește într-o vilă luxoasă. Odată, Maxim chiar s-a înscris pe un site de întâlniri și s-a dat drept un simplu muncitor de curățenie, dar nimeni nu a vrut să-l cunoască, desigur. După ce a tras concluzii nefavorabile despre femei, băiatul a trecut peste ele și s-a concentrat pe el însuși. A început să meargă la sală, să aibă grijă de alimentație, deoarece câștigase puțin în plus de la masa gratuită de la birou. Dar cel mai mare progres l-a realizat în carieră, unde a fost remarcat și numit lider într-unul dintre proiectele promițătoare. Viața lui Maxim era atât de aglomerată încât nu avea timp să simtă lipsa unei femei lângă el. Cu toate acestea, în adâncul sufletului său, a avut totuși o criză, fie din cauza apropiatului său, vârsta de 30 de ani, fie din altă cauză. Dar Maxim a decis să se întoarcă în țara sa natală. Mulți se mirau de compatrioții săi care lucrau și în corporație și îl condamnau: Ai înnebunit. Să te întorci înapoi este o scădere. Dacă pleci, s-ar putea să nu fi reangajat și într-o companie concurentă nu te vor accepta, cu atât mai mult pleacă măcar în Europa, de ce mergi înapoi în pustietăți. Cu toate acestea, ceva îi spunea lui Maxim că, cu banii pe care îi câștigase, ar putea să-și deschidă propria companie ITI care să dezvolte un produs pe baza ideii sale. Forța de muncă era ieftină, dar profitul ar fi fost mare, iar cel mai important, acasă ar fi putut să lucreze la proiectul său, care ar fi fost propriul său copil și nu un produs comun al corporației. În plus, multe lucruri în viața lui Maxim l-au dezamăgit în străinătate. Euforia trecuse și acum se simțea atras de casă. Acum el înțelesese cu adevărat cuvintele învățătoarei sale, unde te-ai născut, acolo ești util. Nu putea să dea un răspuns clar de ce simțea dor de țara sa natală. Prin urmare, pentru a nu-și bate capul cu asta, a decis să se oprească la o afacere ieftină, dar profitabilă. Cel mai important lucru era să nu mai fie deranjat de părinții lui, pentru că chiar și de peste ocean reușeau să-i dea sfaturi valoroase. Pentru mult timp, Maxim nu le-a spus nimic despre cât de departe a mers și cât de bine a mers pur și simplu le-a spus că nu dorea să se întoarcă în orașul natal și că va rămâne în capitală, unde și-a terminat studiile universitare. Cu toate acestea, la un moment dat a fost nevoit să recunoască și a început. Tatăl lui i-a reproșat că strânge bani în timp ce el era bolnav. Înainte de a-și da seama, rudele îl contactau în mod regulat, dar când au aflat câți bani avea, apelurile au devenit atât de frecvente încât nu știa cum să scape de rudele insistent. În cele din urmă, a găsit o soluție. O sumă rotundă de bani pe care o trimitea regulat pe contul familiei a rezolvat problema comunicării. Nimeni nu l-a mai sunat. Pentru a nu uita să trimită bani și pentru a nu declanșa un val de nemulțumiri, Maxim a setat plăți automate. După ce s-a întors în țara sa natală, Maxim s-a simțit ca un pește în afara apei. Era ca și cum ar fi găsit un obiect uitat în dulap, pe care nu l-a purtat de mult timp, și l-a pus din nou pe el era o haină veche pe care o purta de mulți ani, dar care nu-i mai venea la fel de bine ca înainte. Sau poate era prea mică sau prea mare. Programatorul părea să se întâlnească cu un rudă pe care nu o mai văzuse de mult timp, dar nici nu-și dădea seama cât de mult o simțea lipsită. Mai întâi, Maxim s-a stabilit în capitală, a închiriat o locuință, a început să se întâlnească cu oameni utili pentru afacerea sa. Abia după două luni, când toate chestiunile vitale au fost rezolvate, a avut curajul să meargă în orașul său natal. Planul lui era să-și viziteze părinții. Deci știa că nu vor fi bucuroși să-l vadă. Așa că principalul scop al vizitei sale era să o vadă pe Elisabeta. Învățătoarea în vârstă avea aniversarea ei, iar Maxim avea de gând să meargă la ea acasă și să-i dăruiască un cadou frumos și un buchet magnific. Cadoul fusese deja ales și împachetat cu grijă, iar florile le cumpărase la sosirea în oraș. Și a decis să meargă într-un supermarket pentru a cumpăra șampanie. Maxim a fost surprins să o întâlnească pe Ecaterina, o fată din clasa lui, în magazin. Relația lor în timpul școlii nu fusese tocmai bună, dar programatorul a fost bucuros să o vadă aici. Ecaterina arăta nu foarte bine, era obosită și neglijentă. Avea copii cu ea, trei băieți. Toți atârnau de ea ca niște maimuțe și cereau ceva. Cumpără, cumpără! a răspuns Ecaterina, iritată. Am venit doar după pâine și lapte. Constantin pune înapoi ciocolata, nu o cumpăr. Iana nu mai lăsa saliva pe bomboane, totuși ai diateză. Maxim era trist și obosit. El înțelegea perfect că colega lui de clasă nu se îngrijora de alergii. Ea doar nu avea bani, dar era o fată strălucitoare, aproape la fel de bună ca și Iana. Ecaterina a decis să-l sune pe Maxim. Femeia s-a întors, dar nu l-a recunoscut pe colegul ei de școală imediat. Doamne, Maxim! Nu pot să cred ochilor mei! Arăți atât de schimbat și mai frumos, i-a spus ea. Și pentru un moment lui Maxim i s-a părut că îl încântă cu privirea ei. Cum îți merg lucrurile? L-a întrebat Ecaterina. Nu prea bine, în concediu prelungit, nu e prea vesel, a ridicat ea din umeri. Tata s-a retras, trăiesc cu ajutor social, nu e prea plăcut, dar se poate suporta. Maxim a fost trist că Ecaterina a avut o viață atât de dificilă. El a privit băieții ei, unul brunet și bronzat, iar ceilalți doi, chiar dacă erau deschiși la culoare, erau evident de rase diferite, se pare că Ecaterina a reușit să nască de la trei bărbați diferiți. Băieți, luați coșul și puneți tot ce vreți acolo, a spus vesel Maxim. Te distrezi, s-a speriat Ecaterina. Nu voi plăti, a spus el și tu ia ce ai nevoie și mai mult cere cereale, carne, brânză, ulei, iale, nu-ți face griji pentru prețuri, eu plătesc. Ești bogat, nu-i așa? S-a amuzat Caterina. Nu, dar pot să fac o prietenă veche fericită, a răspuns Maxim. Dar nu sunt chiar așa de în vârstă, s-a plâns Caterina, dar totuși a luat coșul. Maxim a observat cum băieții fericiți au umplut rapid coșul cu dulciuri, iar Caterina a adunat cu poftă cereale, paste, cârnați și icre. În curând, coșul ei a devenit prea greu, iar Maxim i-a sugerat să ia un cărucior, ceea ce Caterina a acceptat cu bucurie, deoarece un cărucior poate încărca mult mai mult decât într-un coș. După ce s-au plătit la casa de marcat, Maxim a ajutat-o pe colega să-și pună cumpărăturile în mașină și apoi a dus-o pe ea și pe copiii ei acasă. Ei bine, acum sunt pe cont propriu, a spus Ecaterina, prinzând mânerul pachetului, ca și cum Maxim ar putea să se răzgândească în orice moment și să ia cumpărăturile. Nu te invit acasă, îmi pare rău, este dezordonat. Da, nu mă grăbesc, a recunoscut Maxim. Ecaterina l-a mai mulțumit odată și a intrat în bloc, iar Maxim a plecat la învățătoare, fără să-și dea seama cât de importantă a fost această întâlnire accidentală în ziua următoare, aproape la ora 5 seara, când programatorul a părăsit orașul natal. A primit un apel. Salut, Maxim, pierdutule, a cântat o voce dulce de femeie în receptor. Bună ziua, a răspuns Maxim cu atenție. Nu mai recunoscut. A întrebat vocea. Nu, scuze, a spus Maxim, nu am timp acum. El a vrut să închidă telefonul, dar posesorul vocii catifelate l-a oprit. Cum ai devenit atât de strict, Maxim? Chiar nu mă recunoști. Eu sunt Iana. Inima lui Maxim a sărit un pic. Oh, Iana! Fata din visele lui. Cum ar fi vrut el să stea doar cu ea la aceeași bancă? Era gata să facă orice pentru ea, chiar și să-i dea cămașa sa chinuită, dar ea a șters picioarele de ea, ca și cum ar fi fost o cârpă. Iana, Iana! Da, vă amintiți de noi pe tine, a încercat Maxim să-și păstreze calmul. Dar interlocutoarea a înțeles că el este emoționat. Doamne, Maxim! Oh, Maxim! Ești timid, Maxim! Cei cu tine? Pot paria că ești și transpirat, poate chiar roșu. E atât de drăguț! De unde ai numărul meu? A întrebat Maxim. Numai asta te interesează. A surâs Iana. Ei bine, Ecaterina mi l-a dat. A zis că te-a întâlnit ieri întâmplător la magazin. Iana a încercat să spună asta cât mai calm posibil, considerând că este inutil să îi spună că Ecaterina a sunat-o într-o stare de agitație și a povestit despre întâlnirea neașteptată. În schimb, Iana a atacat-o cu întrebări despre cum arată, unde lucrează, ce mașină are. Arată superb, cu dințeal și musculatură. Are propria lui firmă, pot să crezi, iar mașina, nu o să crezi, Tesla, a povestit Caterina. Iana a înțeles că nu trebuie să rateze această șansă și a cerut numărul fostului coleg de clasă. El tocmai lăsase o vizită de afaceri femeii, o carte de vizită, poate avea nevoie de ajutor, așa că nu avea altceva de făcut decât să-i dicteze numărul. Nu putea ascunde de la prietena ei o informație atât de importantă. Și așa, Iana a sunat-o pe Maxim și a cântat dulce în receptor despre faptul că și ea se afla în capitală, la fel ca acum câțiva ani Iana. Iana i-a propus lui Maxim o întâlnire într-un restaurant sâmbătă, și el a venit chiar și cu flori. Wow, cât de galant ești, Maxim! Mă simt onorată, a fredonat fericita Iana, primind buchetul. Maxim s-a uitat la ea și, da, era frumoasă. Bineînțeles, nu mai era o fată tânără, ci o femeie matură de aproape 30 de ani Dar avea încă parul bogat, picioare lungi și subțiri și o dragoste neclintită pentru rochiile foarte scurte cu decolteuri adânci Și se pare că și-a făcut ceva cu buzele, pentru că nu erau atât de pline înainte Am și eu un cadou, a spus ea, întinzându-i un pachet Când Maxim a privit în interior, a descoperit o cămașă împachetată într-un carouri roșu-negru nu-i venea să creadă, a spus entant nesigur, în timp ce scotea cadoul. Deschide, i-a spus, zâmbind Iana. Maxim a desfăcut ambalajul, era o cămașă aproape identică cu cea pe care Iana o aruncase în toaleta școlii, doar fără greșeala cu Freddy. Hainele au stârnit amintiri neplăcute și Iana a simțit că Maxim este nemulțumit. Îmi pare rău! Mă gândeam să închidem odată și pentru totdeauna acest capitol, a spus ea dezamăgită. Nu, e în regulă, a spus Maxim și a băgat cămașa în pachet. Era surprins că își amintea. Scuze, am fost proastă, nu am știut să apreciez oamenii, nu am văzut calitățile tale. Și acum am văzut zâmbind Maxim. Am înțeles totul de mult timp, dar știi, orgoliul și modelele greșite de autoritate. Și cu privire la dimensiune, cred că m-am înșelat clar, erai atât de slab înainte, scuze, subțire, dar acum ești într-adevăr bine construit, un băiat sportiv. Fac eforturi, zâmbd Maxim. Și tu arăți minunat, ca întotdeauna. După ce au schimbat complimente, foștii colegi de școală au început să cină și să converseze relaxat. Au împărtășit povești despre cum au trăit toți acești ani, iar Maxim, ascultând povestea și reata a Ienei, a realizat că nu înțelege nimic. Fata se exprima în mod ambigu, folosind insinuări și dublu sens: fie era căsătorită, fie nu, fie lucra, fie părinții ei o întrețineau, nu se înțelegea nimic cu adevărat. Însă Maxim nu avea nimic de ascuns. Dar nici nu a intrat în detalii. După cină, Ian l-a rugat pe Maxim să o ducă cu Tesla, iar acesta nu a refuzat. El vedea clar că fata se agăța de el, dar nu știa de ce nu voia să o împiedice. Era curios să o cunoască mai bine, să afle ce fel de persoană devenise, ce caracter avea. Maxim credea că are controlul situației și că farmecele feminine nu îl vor afecta, dar se înșela. O seducătoare iscusită l-a vrăjit rapid și l-a hipnotizat cu farmecele ei, atât de mult încât foarte curând îi propunea să trăiască împreună, apoi chiar să se căsătorească. Și de ce nu? Iana era tandră și bâlândă ca o pisică nu mai rămăsese nimic din fata aspră și răutăcioasă pe care o cunoscuse în tinerețe. Sau, mai degrabă, putea face glume cu subînțeles, dar asta părea mai mult o jucărie. Cu această femeie, el se simțea mândru și puternic și îi se părea că ea era prima parteneră cu care era gata să-și întemeieze o familie. În plus, conviețuirea lor de încercare arătase că se simțeau foarte confortabil unul cu celălalt. Ea nu îl bătea la cap, îi făcea cafea dimineața, îl hrănea cu cină delicioasă și chiar se oferea să-i spele șosetele, deși Maxim se opunea întotdeauna cu fermitate. Să folosească mașina de spălat să nu și puizeze mâinile. Singurul lucru pe care Iana îl cerea insistent lui Maxim era să o prezinte părinților săi viitor socrii. Programatorul nu a avut mult timp să îi îndeplinească dorința, era foarte ocupat cu propria sa companie, care începea să aibă succes. Și nu prea avea chef să comunice din nou cu părinții. Iana aștepta răbdătoare ca iubitul ei să o ducă la vizită. A ales tactica așteptării. Nu insista, dar îi amintea regulat, astfel încât logodnicul să cedeze în cele din urmă și să o ducă să-i cunoască părinții. Și iată-le din nou în apartamentul părintesc. Surorile se mutaseră de mult, aveau familii proprii. În schimb, Vadim, ca un copil răsfățat, stătea încă în cuibul părintesc. Nu voia să lucreze, deoarece avea suficientă bani de la fratele său. Salariul tatălui și pensia mică a mamei pentru a trăi în confort. Viața ar fi fost chiar mai dulce dacă Vadim, pasionat de jocurile de noroc, nu ar fi cheltuit bani în diverse jocuri dubioase. Tatăl și mama discutau cum să oprească fluxul de bani către fiul lor, dar Vadim a făcut un scandal atât de mare încât părinții au renunțat la ideea de a-l corecta financiar. În timpul vizitei, părinții au primit-o pe Iana cu brațele deschise. Doar că a apărut că nu o întâmpinau ca pe viitoarea noră a fiului lor mai mic, ci ca pe o potențială soție pentru fiul cel mare. Au promovat atât de intens pe Vadim, încât chiar i-a făcut pe Iana să râdă. Vă înșelați! Sunt logodnica lui Maxim, a spus ea în glumă. Părinții au râs și au continuat să-l promoveze pe Vadim, ca și cum Iana nu ar fi existat. Maxim nu avea altceva de făcut decât să privească în mod indiferent acest spectacol și să-și rotească ochii. De fapt, Vadim era foarte popular printre femei, în ciuda tuturor defectelor lui. Spre deosebire de Maxim, el știa cum să flirteze, să distragă atenția și să le încânte pe femei și, din păcate, multe femei erau sensibile la aceste trucuri. Știind asta, Vadim a profitat de slăbiciunea sexului opus și le-a cucerit ca pe niște pisoi. Nu a avut relații serioase cu nimeni, dar nu din aceleași motive ca și Maxim. Nu era frică să nu poată face fericită o femeie, doar că nu voia să se complice. Când a văzut-o pe Iana, frumoasa cu picioare lungi, care devenise și mai impresionantă odată cu accesul la banii lui Maxim și, implicit, la saloanele și buticurile de lux, Vadim a început să saliveze. Nu s-a sfiat să-și folosească farmecele și trucurile de cucerire. A început să-l ia în derâdere pe fratele său, iar părinții au îmbrățișat inițiativa lui, făcând și ei glume la adresa fiului mai mic. Iana a rezistat mult timp, încercând să nu râdă de glumele lor și de poveștile copilărești ale logodnicului ei, pe care de obicei încearcă să le țină ascunse. Dar în cele din urmă nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în râs. Acest lucru l-a deranjat pe Maxim, nu numai pentru că iubita sa s-a alăturat familiei în glumele lor, ci și pentru că frumoasa flirta cu Vadim, iar acesta îl privea pe Maxim cu un zâmbet malefic, sugerând că oricare femeie a lui va fi atrasă de Vadim, indiferent cât de bogat și de faimos ar deveni Maxim. Maxim a plecat de la părinți cu un sentiment neplăcut, ei nu i-au luat la revedere cu adevărat, în schimb, față de Iana s-au comportat ca și cum ar fi fost fiica lor preferată și se întreba de ce îi tratau astfel pe părinții lui Maxim, în timp ce Vadim, cu toate escapadele lui. Era venerat mereu, fie că pierdea bani, fie că îi risipea. Programatorul s-a pierdut atât de mult în gândurile lui încât nu a auzit imediat sunetul telefonului, numărul era necunoscut și a răspuns automat, alo. Salut, a început o voce nesigură de fată. Asta e Ana, Elisabeta ți-a vorbit despre mine. Ana, oh da, așa este, a realizat Maxim. A uitat complet de nepoata profesoarei lui, pe care aceasta îl rugase să o angajeze. Până atunci, firma lui Maxim avea deja un succes enorm, Maxim chiar a primit un premiu la un festival de afaceri și apoi profesoara lui l-a sunat și a spus că are o discuție serioasă cu el. Maxim, niciodată nu te-am rugat pentru nimic, știi asta. Și nu vreau să gândești rău despre mine, dar îți cer foarte mult să-ți angajezi nepoata în compania ta. Este o fată foarte bună și muncitoare, cu o educație superioară. Chiar dacă nu este în domeniul ITI, poate lucra ca secretar, asistent de birou sau orice altceva ai nevoie. Știi cât de greu este să găsești un loc de muncă fără experiență și conexiuni. Las-o să învețe să câștige experiență, nu cer un salariu mare pentru ea, pot să o ajut cu banii dacă e nevoie, dar experiența este neprețuită acum. Și Maxim a promis că o va angaja pe nepoata profesoarei și apoi a uitat imediat de ea. A trecut ceva timp de la acel apel și acum se pare. Ana s-a hotărât să sune sau Elisabeta a insistat să o facă. Da, Ana, îmi amintesc de voi, scuze că nu am sunat înapoi, am fost ocupat, dar ești grozavă că mai sunat singură, a răsuflat ușurată interlocutoarea în receptor, mă temeam să nu te deranjez. Ana, vino la muncă mâine, ai unde să stai? Da, momentan stau la prieteni. Bine, vom discuta despre cazare ulterior. La revedere! Maxim a închis telefonul și apoi a întâlnit privirea ienei. Mireasa îl privea sever și cu detaliile cu cine vorbeai? Cu Ana, hai, vino, te aștept, a imitat Maxim. Nu am spus asta și Ana nu m-a numit astfel, a murmurat tânăra. Da, pentru că eram aici, dar dacă nu eram, ai fi lăsat-o să te numească Maxim cel Gârbov. A întrebat ironic tânărul. Ce fel de prostii spui a fost indignată Iana. Este nepoata profesoarei mele. M-a rugat să o angajez. Super, a rostit Iana cu amărăciune. Bine, hai să angajăm toți rudele și cunoștințele, hai să aduc toată familia la tine, a spus Maxim Ferm, Iana, iau doar angajați calificați, care nu doar muncesc bine, ci și sunt dedicați muncii lor. Fac o excepție pentru nepoata Elisabetei și nu intenționez să fac asta pentru nimeni altcineva. Și ce o face pe nepoata asta atât de specială, a întrebat Iana cu ironie. Nu nimic, dar profesorul este sfânt pentru mine. Îi sunt în datorie pentru că m-a ajutat, a avut încredere în mine, m-a îndrumat. Ea și-a făcut munca, a fost plătită pentru asta, a replicat Iana. Nu știi prea multe, îți voi spune mai târziu, dar nu înțeleg de ce ești așa supărată. Bine, uite, am terminat, s-a calmat tânăra, văzând că nu poate stârni emoții în băiat. Dar vreau să fiu prezentă la interviul cu Ana. Da, fără problemă, a zâmbit Maxim și apoi și-a dat imediat seama că trebuie să lase acest subiect în urmă, eliberând loc pentru gânduri mai importante. Așa că, când Ana a venit să-l cunoască în firma lui, nu a sunat-o pe Iana și nu i-a spus despre asta. Cum ar fi arătat asta? Cine este Iana, coproprietarul companiei, directorul departamentului de resurse umane? Tânărul era sigur că iubita lui își uitase deja discuția care. În esență, avusese loc pe impulsuri. Așadar, când Iana a venit în biroul lui Maxim și a văzut o tânără fragilă într-un costum strict, un pic prea mare pentru corpul ei, a izbucnit. Maxim, nu ai promis că nu o vei angaja fără acordul meu. Am spus că voi fi prezentă la interviu. Da, ai dreptate, am fost grăbit cu promisiunea nu ești specialist în resurse umane, nu ești coproprietarul companiei, așa că este puțin probabil să-mi poți oferi sfaturi, așa că am luat decizia singur. Dar tu... Maxim, ești cu adevărat enervant, a fost pe cale să spună Iana, dar s-a abținut la timp. Cu o întoarcere bruscă, s-a îndepărtat cu pași repezi, bătând cu furie tocănița. Scuze, a rostit rușinat Ana. Ana, te rog să mă tutelezi, a zâmbit Maxim altfel mă simt ca un bătrân. În ceea ce o privește pe Iana, probabil că am uitat cât de aprinse și impulsive pot fi femeile aici. Dar sunt sincere. În America, oamenii zâmbesc în fața ta și îți pun cuțite în spate. Aici e cam la fel, cred. Peste tot sunt oameni buni și răi, dar totuși pot să te tutelezi. Bine, a zâmbit Maxim. A numit-o pe Ana asistenta sa. Inițial, i-a dat sarcini simple, dar văzând că ea se descurcă excelent, a început să-i încredințeze sarcini mai serioase. După un an, Ana era aproape mâna dreaptă a sa. Desigur, cei mai importanți oameni din companie erau inginerii IT și managerii de proiect. Dar toate aspectele organizaționale, cum ar fi găsirea unei săli pentru o prezentare, întâlnirea cu clienții sau organizarea unei petreceri de Halloween, erau responsabilitatea tinerei asistente. Maxim se simțea ca și cum ar fi fost fără mâini, fără ea. Fata trăia practic la birou, iar șeful ei aprecia mult efortul ei, plătind-o în consecință. Cu un salariu bun, Ana și-a permis în cele din urmă să-și cumpere un costum la mărimea ei, în loc să mai poarte hainele altcuiva. Cu toate acestea, ea purta în continuare haine strict de birou și nu se machia deloc, încercând să fie percepută doar ca o angajată serioasă la locul de muncă. Și Maxim o percepea exact așa. Dar Iana a detestat-o pe fata nefericită din prima clipă, și părerea ei nu s-a schimbat de-a lungul timpului. De ce această fată mereu te urmărește? A cerut Iana o explicație, iar ochii ei scânteiau de furie. Ana, ea este asistentul meu personal, a explicat Maxim calm. De ce ai nevoie de un asistent personal? Se întreba fata. De ce? Ea organizează întâlniri, se ocupă de hârtii, interacționează cu oameni cu care nu vreau să interacționez sau nu am timp pentru asta. Și dacă sunt flămând, ea comandă și aduce mâncare pentru mine, pentru că nu vreau să-mi pierd timpul nici măcar cu astfel de detalii aparent mărunte. Haide să îți aduc eu mâncare, a propus Iana. Maxim a arătat nemulțumit, amintindu-și cum odată Mireasa i-a promis o masă caldă și a uitat, iar el a rămas flămând. Iana, nu trebuie să-ți faci griji. Dacă ți-am promis să fiu cu tine, atunci voi fi cu tine. Și voi prive alte femei doar dacă drumurile noastre se vor despărți într-un fel. Cu toate acestea, încă nu văd motive pentru asta. Ah, deocamdată! A replicat Iana. Ei bine, înțeles. Te gândești deja cum să scap de mine? Nu, nu mă gândesc la asta. Dar să-ți spun sincer, scandalurile și gelozia ta îmi strică starea de spirit. Vreau ca în familia mea să fie o atmosferă liniștită. Am avut suficiente scandaluri în copilărie, crede-mă. Și nu voi permite niciunor factori externi să mă afecteze productivitatea. Chiar dacă acest factor este o fată iubită. Prin urmare, Iana, îți spun din nou că te iubesc, iar toate celelalte femei din jurul meu sunt fie rude, fie colegi, fie parteneri de afaceri. Ah, și menajera, mătușa Ludmila. Nu ești geloasă pe ea, cel puțin. Maxima a îmbrățișat-o pe Iana și a sărutat-o Tandru. Știi, a spus brusc, ar trebui să fiu eu cel gelos. Uite ce strălucitoare, atrăgătoare și de neuitat ești tu. Așa ai fost din copilărie și așa vei rămâne pentru totdeauna. Și bărbații îți acordă atenție. Și tu interacționezi cu ei, râzi și asta nu este surprinzător. Pentru că mulți ar fi bucuroși să obțină doar zâmbetul tău. Imagină-ți dacă eu aș face scene de gelozie. nu e așa. Ce s-ar întâmpla atunci? Nu a clătinat Iana din cap, nu ai dreptul să compari. Cu acești bărbați interacționez doar la una dintre rarele petreceri. Și ce fel de bărbați sunt ei? Programatorii tăi și petrecerile voastre corporative sunt plictisitoare, iar prietena ta Ana mereu e în jurul tău. Dar te-ai apropiat foarte mult de fratele meu, nu a rezistat Maxim. La ce anume te referi, Maxim? Abil. Noi suntem doar prieteni, a spus ea. Și vreau ca familiile noastre să aibă relații bune. Și vreau să mențin căldura dintre rude. Tot ce am vrut a fost să-mi placă familia ta, a exclamat Iana și, înecându-se în lacrimi, s-a așezat, acoperindu-și fața cu mâinile. Draga mea, ce ai? Maxim era neliniștit pentru că a făcut-o pe fata pe care o iubea să plângă. Da, de ce? Ai amânat nunta, mă țin suspans. Ne întâlnim de mult timp și încă nu suntem căsătoriți. Inelul de logodnă nu se numără. Mai legat de tine, mi-ai dat de înțeles că relația este serioasă, dar acum e prea târziu. Trebuie să mă supun și să nu mai acord atenție. Maxim, viitoarea ta soție te-a dezamăgit. Înțeleg, a răspuns Maxim. Cu siguranță ne vom căsători. Când? A strigat fata, fără a-și putea stăpâni emoțiile. Oricând, a răspuns el, starea civilă lucrează. Luați documentele și hai să plecăm. Ai dreptate, de ce amânăm? Iana a sărit chiar și în picioare de la surpriză. De obicei, Maxim trebuia să aștepte mult timp până când se pregătea. Dar acum, nici nu a avut timp să se uite și ea era deja la ușa de intrare, îmbrăcată și încălțată și cu o geantă. "Ei bine, hai să mergem." a întrebat fata nerăbdătoare. "Să mergem," a răspuns Maxim, confuz nici măcar nu se aștepta să-l cheme pe Iana la starea civilă. Bineînțeles că se gândea de mult la asta și viitoarea lui soție îl grăbea. Ea voia să schimbe inelul de logodnă cu unul de căsătorie, dar ceva îl împiedica pe maxim. Avea unele îndoieli subtile care îi tulburau sufletul, iar apropierea suspectă a logodnicei cu fratele său nu i-a plăcut. Dar în ziua aceea au mers și au depus o cerere. Iana era fericită și toată săptămâna următoare s-a dedicat pregătirilor pentru călătoria pe insulă. Ea își cumpăra costume de baie noi, pălării de paie cu boruri mari, ochelari de soare de diferite forme și mărimi. În cele din urmă, a adunat o valiză mare pe care cu greu reușea să o pună pe tatăl ei. Cu toate acestea, cu două zile înainte de călătorie, Maxima a sunat-o din birou și a spus, iubito, am febră, simt o durere în gât și am tuse. Ce? a înspăimântat fata. Nu vom putea pleca în vacanță. Scuze, dar cu siguranță nu voi putea să vin. Mă simt foarte rău. M-am închis în biroul meu și nu las pe nimeni să intre pentru a nu infecta. Am un fotoliu aici, ce ai? Foarte bine. Știam că toate planurile noastre vor fi distruse. Niciodată nu îți ții promisiunile. A strigat fata capricios și a aruncat receptorul dar Maxim a sunat-o imediat. Iubito, nu te supăra. Știu cât de mult îți doreai să mergi pe insulă și vei merge. Doar nu singură. Foarte amuzant. Maxima a tușit greu în receptor. Iana a așteptat tăcută, așteptând să treacă atacul. Scuze, draga mea, dar tu se asta mă sufocă. Voiam să-ți spun că vei merge. Nu singură, ci cu fratele meu. Ce? cu Vadim. A întrebat fata confuză. Cu toate acestea, tonul ei s-a îmbunătățit semnificativ. Da, cu Vadim îi încredințez pe deplin. Nu te va dezamăgi. Vei zbura cu un zbor privat, nu-ți face griji. Ei bine, mulțumesc, dragul meu, a spus fata, simțindu-se mai bine. Îmi pare foarte rău că te-ai îmbolnăvit și mi-aș fi dorit să călătoresc cu tine. Dar dacă s-a întâmplat asta, atunci sunt de acord să călătoresc cu fratele tău. Asta am decis. Maxim a spus cu un zâmbet și a început să tușească din nou. Oh, cum tu tușești, iubitule! Probabil vei petrece noaptea la birou astăzi. Bine, nu vreau să mă infectez înainte de călătorie, dar când mă voi întoarce, te aștept acasă, bine. Da, draga mea, desigur, te sărut, a spus Maxim și a pus receptorul jos. Degetele rapide ale ienei au apelat numărul lui Vadim. Salut, prostuțule! Ai auzit! Vom zbura împreună pe insulă. Te rog doar să nu faci rușine. Îmbracă-te decent. Niciun papuci și cămăși colorate, asta e țigănie, a spus Iana Silabisind. După câteva zile, una dintre insulele paradisiace din Fiji îl întâmpina pe Iana cu vremea senină și peisaje marine de basm. Fata, strâmbându-se la soarele strălucitor, a inspirat adânc, încercând să-și umple plămânii cu cât mai mult aer proaspăt. Ce bine e aici! Vadim, purtând o cămașă colorată și șorturi largi cu sandale, împingeau cu de interes uriașa valiză a partenerei sale. Hai, grăbește-te, a poruncit Iana. Ai noroc că Maxim s-a îmbornăvit, altfel n-ai fi avut șansa să vezi asta. Oh, ce stațiune aici! Căldură, umiditate și niciun fel de distracție, a murmurat bărbatul. Pe insulele învecinate sunt restaurante, cluburi, cazinouri, a spus ghidul înalt și subțire, care i-a adus de la aeroport pe insulă. Dacă este nevoie, mă puteți chema și eu vă voi aduce cu barca. Ce, ești un jucător întărit, te duci la cazinou? a întrebat Iana cu un zâmbet, adresându-se partenerului ei, care de curând obișnuia să îi împrumute bani. Știa că fratele ei nu i-ar fi dat niciodată bani, așa că i-a cerut Ienei, folosindu-și farmecele masculine. Vadim s-a înroșit în răspuns, o să mă revanșez, a spus Eliana a râs, iar partenerul ei a făcut pe el Dându-se indiferent Dar, în realitate, nu-i păsa prea mult El credea că, mai devreme sau mai târziu, bogăția ei se va prăbuși din cer și va trăi viața pe care o merita cu adevărat, iar ceilalți vor muri de invidie și se vor încina lui Vadim avea o atât de mare încredere în asta, încât nu și-ar fi schimbat punctul de vedere nici dacă sute de experți financiari și antrenori de afaceri cu renume mondial ar fi venit și ar fi explicat că, cu stilul de viață pe care îl ducea, nu numai că nu ar împogăți, ci ar ajunge să-și piardă totul. Vadim avea o atât de mare încredere în asta, încât nu și-ar fi schimbat punctul de vedere nici dacă sute de experți financiari și antrenori de afaceri cu renume mondial ar fi venit și ar fi explicat că, cu stilul de viață pe care îl ducea, nu numai că nu ar îmbogăți, ci ar ajunge să-și piardă totul. Încrederea în sine a lui Vadim era de invidiat. Tânărul știa cum să trăiască în stil mare și, așa cum moderna religie a consumului ne învață, el cheltuia totul până la ultimul cent și nu își refuza nimic, cu atât mai mult dacă nu erau banii lui. El lua bani de la părinți, se împrumuta de la prieteni, iar numărul acestora scădea din ce în ce mai mult în fiecare an, iar noi veniți nu erau prieteni, ci doar cunoștințe interesate și șirete. Insula pe care Iana și viitorul ei cumnat au ajuns era mică, dar incredibil de pitorească. Aici era o lagună. Acolo era plaja mare, recifele de corali, apa de culoare turcoaz, a continuat ghidul să povestească. Grozav, Abia aștept să fac poze și să le pun pe rețea, a exclamat Iana. Din păcate, nu veți putea. Aici nu este nicio legătură, a spus ghidul, ridicând din umeri. Cum așa? Iana a fost dezamăgită. Gata, nu veți vedea prietena ta cum se bronzează sub soare, a râs Vadim. Dar cum vom chema barca? a întrebat Iana. Vă voi da niște radiuri portabile. Veți comunica cu ele. Și, în general, în casa de pe insulă există radiostație portabilă. -uri. Veți putea comunica unul cu altul și cu grădinarul. Cu grădinarul? Da, îl cheamă Juan. Vorbește prost engleza și nici măcar nu știe rusa. Dar știe cuvântul rechin. Deci, dacă un rechin vă atacă, doar strigați rechin în radio și Juan va veni. Dacă, desigur, veți reuși să ajungeți la radio. Dar, în general, glumesc. Nu, nu sunt rechinii aici. Ghidul s-a dat peste cap, realizând din expresia feței ienei că gluma nu a reușit. Turista cu picioare lungi a oftat nemulțumit și a continuat să meargă pe poteca pavată, iar Vadim a urmat-o, mărindu-și nemulțumirea în timp ce trăgea trolerul. Vila depășise toate așteptările oaspeților. Maxim nu-i arătase poze cu casa, în ciuda insistențelor ienei. Voia să facă o surpriză așa că ea se temea puțin că ar putea fi o cabană modestă. Dar când în fața ei s-a ridicat o vilă luxoasă cu două etaje în stil caraibean, cu o piscină uriașă în curte și un grădină superbă cu flori tropicale și palmieri, Iana s-a lăudat din nou cu faptul că a ales un programator bogat la timp. În fața intrării în vile se afla o verandă spațioasă din lemn cu acoperiș din șindrile de cedru. Se putea ajunge pe verandă din casă prin uși glisante de sticlă. Ca decoruri, erau folosite ghilande de flori și lumânări fermecătoare. Vila amintea de o fotografie dintr-o revistă despre viața frumoasă. Chiar este realitate. A întrebat Iana cu o voce uimită, neîncrederea în propriei ochi. Nu-i rău deloc, casă frumușică. Fratele vostru nu a uitat să se laude. A vrut să arate cu banii lui. Vadim a ridicat din umeri cu dispreț. Spre deosebire de unii, Maxim are bani, a observat Iana sarcastic. Da, ai dreptate, a zâmbit Vadim. Are bani, dar mă distrez eu pe insula Paradisului, nu el nu vezi aici un anumit paradox. Iana a privit nemulțumită, iar Vadim, aruncând neglijent trolerul ei mare în curte, s-a îndreptat spre casă ca și cum ar fi fost stăpânul. Da, o vilă solidă, dar unde sunt cheile? A întrebat cu tupeu. Ușa e deschisă, a zâmbit ghidul. Aici nu ai de ce să te temi de cineva. Asta nu e corect, a clătinat din cap Vadim. Poate să vină oricine cu o barcă aici. Și avem lucruri de valoare, printre altele. Ce lucruri de valoare ai tu? A râs Iana. Interesant, care? Pantalonii tai calcați și sandalele chinezești. Cel mai de preț lucru aici a început serios Vadim, ești tu, Iana. Dacă socotim cât ți-a dat maxim până acum, suma e atât de mare încât te-a cumpărat, și suma asta nu e deloc mică. Ce? A strigat Iana. Cum îți permiți? Sărind în sus de indignare, s-a repezit la Vadim cu gândul să-i dea o palmă, dar acesta a reușit să se ferească în timp util și să se ascundă în spatele ușii vilei. Dar urmăritoarea nu s-a dat bătută. A închis și a ușa cu zgomot, iar ei au rămas în holul vilei unicat. Ceea ce au văzut i-a fascinat atât de mult încât viitorii soți au rămas pe loc, uitând de cearta lor. Ca și cum ar fi fost vrăjiți, se uitau la interiorul cu pereți galben și balustrei din lemn maro, care emanau o atmosferă de confort acasă. Mobilierul moale de culoare crem, cu structură împletită din răchită, mese de lemn, covoare lucrate manual, lămpine obișnuite și lumânări. Pereții galbeni alunga insectele, a explicat ghidul, care a ajuns în sfârșit înaintea cuplului și a simțit că trebuie să spună ceva. Și dormitorul de sus? a întrebat Iana. Da, sunt mai multe. Alegeți oricare, a spus ghidul. Bine. Acum îmi aleg cel mai bun dormitor, a spus Vadim cu mâinile goale. Cine știe? Poate dormi pe canapea, Vadim nerușinat. Iana a încercat să-l dezamăgească. Nu o să mai aștepți, a zâmbit bărbatul, dar a încercat canapeaua în cască. Oh, cât e de moale! Între timp, fata a ales o cameră de sus, iar Vadim a întrebat ghidul. Ascultă și cum e cu mâncarea aici. Ceva nu văd nici bucătar, nici personal de servire. Da, aici nu e personal, această vilă este închiriată de cei care doresc să petreacă timpul pe insulă cu sentimentul că sunt singuri aici, înțelegeți. Singurul care va fi întotdeauna prezent aici este grădinarul Juan. Aici sunt plante importate foarte delicate, care trebuie supravegheate în mod constant și în general trebuie să rămână cineva din personal. Casa lui Juan se află pe teritoriu. Dar nu vă faceți griji, nu vă va deranja și nu va strica vederea în vreun fel. Oh, uite la acolo! Uitați-vă pe fereastră! Juan vă salută cu mâna. Salutare, Juan! Vadim a ieșit pe fereastră. În curte era un localnic bătrân în haine de lucru și pălărie de paie cu boruri largi. Vadim i-a salutat cu mâna, iar el i-a arătat dinții. Juan s-a întors imediat. Oh, nu face asta mai bine, el e localnic și pentru el un zâmbet larg nu este un semn de prietenie, ci un semn de agresiune. Da, este interesant. A fost uimit Vadim și s-a zgâriat intenționat când Juan s-a uitat din nou în direcția sa. Bătrânul s-a întors din nou și a preferat să plece departe de oaspeții ciudați. Aici e alcool. A întrebat Vadim, întorcându-se de la fereastră. Da, în hol există un minibar, a spus ghidul. Un mini, a murmurat nemulțumit Vadim dar când a văzut dimensiunea minibarului, și-a lăsat bărbia în jos și nu a putut să o ridice înapoi. Acolo era o cantitate incredibilă de băutură de elită pentru orice gust. Și toate astea pot fi băute. Nu-și credea ochii Vadim. Desigur, a zis ghidul. Iana, cred că o să ascult sfatul tău. O să dorm pe canapea. Nu vreau să plec mult timp din comoara mea. Ar fi ceva de ronțăit. Cu privire la mâncare, a spus ghidul, veți avea la dispoziție un frigider în bucătărie. Haideți să mergem! Împreună cu Vadim. S-au îndreptat spre bucătărie, care era un spațiu modern cu o plită profesională și ustensile. Pe partea opusă față de fereastră se înălța un frigider cromat cu două uși. Ghidul a deschis cu solemnitate ușile, iar în fața ochilor lui Vadim a apărut o cantitate incredibilă de alimente. Nu-i rău, a fluierat bărbatul. Dar eu nu voi găti, mai ales Iana. Nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu asta. De trei ori pe zi, o barcă vă va aduce mâncare proaspătă din restaurant. De asemenea, frigiderul va fi curățat în mod regulat de alimentele expirate și reumplut cu altele noi. Curățenia în camere va fi făcută, dar nu veți observa. Cu privire la mâncare. Puteți comanda ce doriți pentru astăzi. Angajații restaurantului vă vor aduce un meniu unde puteți alege felurile de mâncare pentru cină sau puteți face o comandă pentru mâine. Dar nu vă faceți griji, nu veți fi deranjați. Angajații noștri sunt ca niște ninja, tăcuți și nevăzuți. Da, este un serviciu uimitor, a spus Vadim apreciat. Dar, scuzați-mă, ce se întâmplă cu cazinoul? A întrebat el cu un șoaptă. Este foarte ușor. De asemenea, a răspuns consultantul cu o șoaptă. Doar sunați-mă pe radiostație portabilă și vă voi duce acolo. Doar că cazinoul este scump. Deci, nu merită să mergeți acolo cu mai puțin de 10.000 de dolari. Doamne, nu am atât de mulți bani! A fost dezamăgit Vadim. Este foarte păcat. Cazinoul nostru este la fel de bun ca cel din Las Vegas. O sală uriașă, lux, aur, femei frumoase, mize mari, adrenalina. Nu mai spune asta, te rog, a zâmbit Vadim. Cum se spune, nu arunca sare pe zahăr. Merg să beau ceva să uit de dezamăgire. Mai aveți nevoie de mine? a întrebat ghidul. Nu, nu aveți nevoie, mergeți, a fluturat dezamăgit Vadim. Ce vă doresc tot binele și o vacanță fericită pe insulă. În acel moment, Iana a coborât în hol. Ea reușise să se schimbe într-un costum de baie provocator și o rochie de plajă ușoară. Deja plecați. Ea a întrebat în joacă, arătându-i ghidului picioarele lungi. Da. Cu un zâmbet de scuză, a spus el, dar dacă aveți nevoie de mine, aveți radiostație portabilă la dispoziție. Ei bine, a fost o plăcere să vă cunosc. Fata zâmbea și se îndrepta spre plajă. Ghidul a plecat, iar Vadim a preferat să rămână acasă, singur cu minibarul. Oh, cât de plăcută poate fi viața uneori! Dacă i-ar fi spus acum o lună că în curând va avea o vacanță gratuită pe insulă, cu siguranță nu ar fi crezut. Dar acum acest scenariu incredibil devenise realitate. Între timp, Iana, mergând cu un pas ușor, a ajuns în teritoriul conacului pe plaja albă ca zăpada privind în jur, s-a asigurat că nu era nimeni în apropiere și întinzându-și brațele în lateral. A început să se rotească și să strige ei eu. Cât sunt de fericită, rotindu-se atât de mult încât a început să se simtă puțin amețită. Apoi a fugit în apă în halatul ei ușor. Abia a avut timp să-și dea jos sandalele, dar era atât de bine. Pofta ei de senzații fusese satisfăcută pe deplin. Umedă și fericită se întorcea spre conac, dar a dat peste un străin. Scuzați-mă, a spus bărbatul, plecându-și capul. Dar fata speriată și a accelerat pașii și, intrând în hol, l-a întrebat pe Vadim, care era deja beat cu alcoolul gratuit, am văzut acum un bătrân ciudat. Cine e acela? Am crezut că suntem doar noi doi pe insulă, a exclamat fata. Oh! Asta. Nu-l băga în seamă. Este grădinarul Juan, a spus cu greu cumnatul beat. Oh, nu am încredere în grădinari. În poveștile cu detectivi, de obicei, ucigașul este fie grădinar, fie menager. Nu-ți face griji, Iana. E doar un localnic bătrân și inofensiv. Așa sunt obiceiurile lor sălbatice, știi, dar în general nu-ți face griji. Du-te la mine, drăguțo, i-a spus Vadim. Ce a răspuns Iana? Crezi că am o zâmbire înfricoșătoare? Nu, draga mea! Doar îi e frică de zâmbetul larg. Ei bine, așa spun obiceiurile lor sălbatice, văd că sunt niște sălbatici. Dar nu te stresa! Hai la mine, dragă! În sfârșit suntem doar noi doi și nimeni nu ne va deranja. El i-a turnat ienei Martin, iar ea, așezându-se pe canapea, a început să bea din pahar. Când s-a golit, însoțitorul ei a adăugat imediat mai mult. Văzând că tânăra a ajuns la starea dorită, Vadim i-a pus mâna pe umăr, apoi i-a sărutat obrazul. Oh, lasă-mă, Vadim, prostule! A spus Iana, respinându-le, ți-am spus că data trecută a fost ultima. Mă mărit cu maxim, punct. De când ai devenit atât de principială? A zâmbit Vadim. Simplu, mi-e frică să nu-l pierd pe maxim, a declarat ferm tânăra sau mai degrabă banii lui. Dacă ar fi fost sărac, ai fi fost cu mine. Niciodată. A spus Iana. Dar dacă aș fi fost bogat, a întrebat leneșul. Dacă ai fi fost bogat, atunci da. Cu siguranță așa ar fi fost, a spus Iana. Liniștește-te, mica mea. Mergem să pretindem că sunt bogat măcar pentru această noapte. Să repetăm, așa să zicem. Da, la tine, a replicat fata. Dar Vadim a observat că frumusețea îmbătată nu era împotriva distracției. Hai să mergem, a spus el să-mi arăți ce camera ai ales. Și te pot ajuta să urci scările. Când noaptea a căzut pe insulă, s-au auzit strigăte de păsări tropicale de noapte, printre care se distingeau clar strigătele entuziaste ale a două pescăruși fericiți care răsunau de la etajul 2 al vilei. Bătrânul Juan a coborât un comutator electric în tabloul de distribuție pentru a opri o parte din iluminarea de noapte. Apoi și-a ridicat privirea spre etajul 2 al vilei și, cu dispreț, a scuturat din cap, apoi s-a înclinat și s-a îndreptat spre cabana sa. Timp de trei zile, Iana și Maxim s-au distrat pe insulă. Au mâncat delicioasele feluri de mâncare din restaurante, au descoperit bucătăria fijiană, s-au bucurat de apusurile pitorești și s-au bucurat de frumusețea naturii. S-au relaxat atât de mult încât au renunțat chiar și la înotul în lagună, preferând să se distreze în piscină. Juan, strigă odată Iana, prinzându-le pe bătrân în grădină, ai grijă proastă de piscină, trebuie să o cureți. Nu înțeleg, a clătinat nativul cu capul. Apoi, tânăra a înjurat cuvântul pol. Trebuie să cureți piscina, vreau să înot, a continuat Iana. Înot? a întrebat grădinarul. Da, a răspuns Iana. Proastă, a replicat Juan. Iată! S-a indignat fata. Proastă, proastă! Juan a continuat să acuze mai vehement, măturând cu mâna spre plajă. Proastă! Iana a scrâșnit din dinți atât de tare încât Vadim, care se apropia în acel moment, s-a speriat pentru maxilarul ei. Nebună, draga mea, ai grijă de fațetele tale, i-a spus el, abia stăpânindu-și râsul. Acel bătrân n-a vrut să te jignească. Bici înseamnă plajă, nu doar cuvântul care începe cu se. Dar el a spus, iubici, a continuat să se enerveze Iana. El se distrează cu mine. Nu, nu, sunt sigur că a vrut să spună dute la plajă și noată, nu sta în piscină, a explicat Vadim. Da, da, proastă, a continuat nativul, arătând cu degetul spre Iana. Nu, asta e deja prea mult, a spus fata și, întorcându-se brusc, s-a îndreptat spre Willy. Acum mă voi conecta la radio cu superiorii lui și să-l concedieze. Lasă-l în pace pe bătrân, a râs Vadim și, întorcându-se spre grădinar, a spus, Hai, Juan, hai. Bucuros că turiștii aldrăi le liberaseră în cele din urmă, bătrânul nefericit s-a îndepărtat. Acesta a fost primul moment neplăcut pentru Iana pe insulă, dar, din păcate, nu și ultimul. La a patra zi, în ciuda nedumeririi și mâniei Ienei, un bărcar a adus pe insulă o asistentă pentru logodnicul ei, Ana. Fata ținea în mână o mică geantă de călătorie. Era îmbrăcată în ochelari negri și un costum negru, dar nu purta pantofi. Mersese de sculță. Iana a observat că vârful nasului fetei era roșu și umflat. Ce mai faci aici? Am urmărit Iana. Maxim m-a trimis aici, a spus asistenta cu o voce șoptită. De ce? S-a întrebat Iana. Mă spionează. Nu m-aș fi așteptat la asta de la Maxim. Iana, nu te interesează cum se simte Maxim? A întrebat Ana, ignorând întrebarea ei. Interesează. Cu un telefon. A răspuns Mireasa. Ei bine, și cum se simte viitorul meu soț. Ana a oftat adânc și cu amărăciune în glas. A răspuns, întărițivă, „Iana, Maxim a murit.” „Ce?” a exclamat fata. „Ce? Boala a fost nemiloasă, o gripă fulgerătoare. Se întâmplă din păcate să dispară oamenii de pe fața pământului într-o clipă.” Iana s-a prăbușit pe nisip și a început să plângă în hohote. „De ce? De ce mi se întâmplă asta? Trebuia să ne căsătorim.” Am trimis deja invitațiile. Ajutând-o să se ridice, Vadim a spus, hai să plecăm, nu e nevoie să plângem aici. Ne vom așeza în hol și Ana ne va spune totul în detaliu. Intrând în hol și așezând-o pe Iana pe canapea, Vadim a deschis un bar mai puțin populat și a scos mai întâi o sticlă de șampanie, dar apoi, clătinând din cap, a pus-o la loc și a luat o sticlă de vin. El știa că toată averea lui Maxim va reveni părinților lui și, în consecință, lui. Ce noroc că fratele lui nu reușise să-și legalizeze relația cu Iana. Calculând mental milioanele de dolari ale fratelui său, lui Vadim i-a fost foarte greu să-și țină în frâu bucuria chiar aici, pe covorul din roșie. Îmi pare foarte rău, dragă, i-a spus el, întinzându-i un pahar. Ia-l a băut dintr-o și a cerut încă unul. Gândurile ei în acel moment erau paralele cu gândurile lui Vadim. Ea calcula averea de milioane a logodnicului ei și era mâhnită că nu reușise să se căsătorească cu el acum toți banii, afacerea, totul va reveni părinților lui și, în consecință, acestui monstru, Vadim, care abia se abținea să nu izbucnească în râs chiar acum. Imediat, orientându-se în situație, Iana și-a așezat ușor mâna pe mâna înfășurată a lui Vadim. Ah, ce tragedie, îmi pare atât de rău! Acceptă condoleanțele mele, dragul meu! Dragul meu! a ridicat-o vadim în derâdere și a început să plângă. Dar l-a îmbrățișat totuși și și-a pus capul pe umărul lui, udat de lacrimile ei roșii florile de pe cămașa havaiană a viitorului ei rudă. Sunt aici pentru a vă citi testamentul lui Maxim, a murmurat Ana, șoptind prin nas. Dincolo de ochelarii ei negri, curgeau lacrimi. Testamentul a luat-o prin surprindere pe Iana. Da, a confirmat Ana, Maxim a reușit să-mi trimită un e-mail cu testamentul înainte de a muri și m-a rugat să vin pe insulă și să-l citesc personal. Mi-a trimis și o copie electronică cu toate semnăturile. Atunci, ce aștepți? Citește moștenirea, a început să se grăbească Iana. Ok, a suspinat Ana și a început să caute cu ochii în document. Aha, iată. Toată averea mea, atât bunurile mobile, cât și cele imobile, precum și conturile bancare, le las logodnicei mele, Iana, deoarece ea a fost cea mai iubitoare și apropiată persoană pentru mine și sunt sigur că va gestiona corect moștenirea mea. Ce? a exclamat Vadim. Nici măcar părinților mei, totul pentru ea. Pentru mine? Iana a murmurat neîncrezătoare în urechile ei. Gândul că acum este o moștenitoare bogată s-a înrădăcinat rapid în mintea ei, iar fata și-a retras brutal mâna din mâna lui Vadim, care continua să-i mângâie nervos degetele lungi și manichiurate. Dute, idiotule, de ce mai agățat?" a strigat ea aspru. Bărbatul derutat și-a deschis gura de uimire. Cum așa?" Abia acum îi făcea avansuri, iar acum îl respinge. Te-ai schimbat foarte repede," a spus el ei bine, și ce?" Acum sunt milionară, iar tu ești un sărman prostănac. Da, dar nu te gândeai la asta aseară și al altăieri. I-a amintit el era beată și mă plictiseam aici, deși este frumos, dar acum am bani să-mi deschid salonul de frumusețe așa cum visam. Ia n-apărea să fi uitat că iubitul ei murise. Toate gândurile ei erau concentrate asupra moștenirii care venise atât de neașteptat asupra ei. Dacă te întrebai când sunt în mormântările, am adus urna cu cenușa lui și trebuie să o împrăștii în golful acesta. I-a spus Ana. Ei bine, asta e, urăsc în mormântările, a mormăit Iana. Părinții sărmani, cum a putut el să facă asta cu ei, nu le-a lăsat niciun ban, totul a ajuns la această femeie vulgară, a continuat să se revolte Vadim. Dar, dar, băiete, fi mai atent sau vei fi dat afară cu primul catamaran, a ridicat mâinile într-un gest împăciuitor Vadim. El înțelegea că acum Iana avea avantajul de partea ei, așa că nu era bine să se certe cu ea. Ei bine, mulțumesc pentru știri, chiar dacă sunt triste, nu vreau să vă rețin. Aveți, probabil, mult de lucru, Ana. Toate cele bune! Catamaranul tău nu a plecat încă, cred, a spus Iana cu un zâmbet forțat. Nu avea nimic altceva de împărțit cu fata. Dar nici nu voia să o mai vadă încă o dată. Nu rămân, a declarat Fermana. Maxim mi-a dat un bilet pentru a mă relaxa aici, pentru că am lucrat din greu tot anul și nu am avut nici măcar o zi de concediu. În plus, acesta a fost doar primul capitol al testamentului, mai există și al doilea pe care trebuie să vi citesc pe insulă. Așa a fost voința lui, așa că toți rămânem aici. Iată-le pe Maxim, a șoptit Iana printre dinți. Nu poate să facă nimic fără condiții prostești. Nu putea să facă pur și simplu o plăcere fetei, să-i lase toți banii și să moară în liniște, trebuie să organizeze un întreg spectacol. Cum poți vorbi așa? Nu a rezistat asistenta. Eu am plâns de trei zile, nu mă pot opri, chiar dacă Maxim nu mi-a fost nici mire, nici rudă, și tu te bucur că a murit. Măcar ar trebui să-ți fie rușine. Nu fi invidioasă, copilă naivă, a zâmbit Iana. Acum sunt milionară, iar noi, bogații, suntem oameni cinici. Nu glumi pe seama fetei, Iana a scuturat capul Vadim. Probabil era îndrăgostită de logodnicul tău. Ce a protestat Ana? Eu nu am furat niciodată logodnici și nu aveam de gând să o fac. Da, n-ai putea, a râs Iana. Nici fața, nici pielea. Hai să stăm lângă ea și să vedem care dintre noi e pasărea de foc și care e cele. Dar... Și chiar crezi că vreun bărbat în firea lui s-ar duce de la mine la ea. Nu mă face să râd. Ana a dat furioasă din picior și s-a îndreptat către etajul al doilea pentru a-și lua o cameră liberă. Nu intra în apartamentul meu. Dacă te aflu că umbli prin lucrurile mele și că lipsește ceva, te voi găsi imediat, ai înțeles, i-a strigat Iana cu dispreț. În schimb, fata și-a clătinat dezgustată umerii, niciodată nu ar fi luat ceva de la cineva. Așa că astfel de acuzații erau extrem de neplăcute pentru ea. Prostie a scuipat Iana cu răutate și s-a întors către Vadim. Ei bine, dragul meu, du-te și curăță piscina mamei și, poate, te va răsplăti cu un sărut și îți va permite să folosești minibarul. Iana, nu ai niciun tupeu. Aceasta nu este vila ta. Ia a mintit Vadim. Corect. Dar este închiriată cu banii mei. Deci, nu te lăsa, dragul meu, și muncește, înțeles. Muncește! Ei și ce, ești o trăvitoare, Iana! Fratele meu a făcut bine că a plecat. Cel puțin a murit cu nervii sănătoși. Dacă ar fi trăit încă cinci ani cu tine, ar fi purtat și el un sacou de lemn. Nu fi deștept, i-a spus Iana și imediat, uitând de gelozia surorii, s-a întins pe canapea și s-a uitat la tavan pentru a număra mai ușor câți bani avea de funtul ei logodnic, sau mai degrabă, câți bani avea acum. Între timp, Ana și-a deschis geanta în cameră și a pus o rochie de vară ușoară de culoare indigo. A pus niște sandale din paie maro pe picioare. În avion purtase pantofi, dar când a ajuns pe insulă i-a dat jos, pentru că tocurile se încurcau în nisip. Acum a decis să încalțe niște sandale ușoare. Ieșind afară, fata s-a uitat în jur. Paradisul era în jurul ei, dar nimic nu o făcea fericită. Ea a mers încet pe alei, a examinat împrejurimile și a ajuns la malul mării albastre. S-a așezat pe nisip și a adus genunchii la piept și, cuprinzându-i cu mâinile, a început să privească în depărtare. Pe fața ei nu era nicio expresie, dar lacrimii au început să-i curgă pe obrajii ei încet apoi altele și altele și în curând fata plângea cu hohote, lăsându-și capul pe brațele îndoite. După ce a plâns din greu, s-a ridicat și s-a îndreptat înapoi, lăsând urmele picioarelor mici în nisip. Pe drumul spre vilă l-a întâlnit pe Juan, care purta două coșuri cu fructe în mâinile lui bătrâne, protejate de mănuși groase. Vă pot ajuta. Pot să vă ajut, a întrebat fata, apoi s-a corectat când și-a amintit de barierele lingvistice. Pot să vă ajut? Nu, nu a scuturat repede capul grădinarul, dar Ana nu a renunțat. A tras coșul spre ea, iar bătrânul a cedat. Împreună au ajuns în bucătărie și Ana l-a ajutat să împartă fructele în frigider și coșuri pe masă. În semn de mulțumire, grădinarul i-a luat pălăria în fața ei, apoi a plecat grăbit, iar în câteva secunde Ana a auzit strigătul Ienei. Juan, prostule, ai speriat bătrânul diavol, ce cauți aici? După ceva timp se auziră scuzele grăbite ale lui Juan în dialectul local, o, dute te în sfârșit pentru Dumnezeu. Obosiți, spuse Iana și intră în bucătărie. Oh, ești și tu aici! Râse ea, încântată. Ascultați, nu vă interesează deloc că logodnicul vostru a murit. Întrebă fata indignată. Mă interesează. Doar că pe planeta Pământ mai sunt încă miliarde de tipi, deci nu voi rămâne singură, mai ales cu atâția bani. Maxim oricum nu știa cum să se bucure de viață. Ești cinică. Suspină Ana. Poate, dar nu sunt săracă, zâmbind Iana. fă un freș. Dragă și adul lângă șezlongul de la piscină. Mă confunzi cu cineva, nu sunt o spătăriță, spuse fata cu fermitate. Atunci pleacă de pe insulă, începu Iana să se enerveze. Nu, răspunse hotărâtă. Voi respecta voința celui decedat, voi rămâne aici și voi citi a doua scrisoare când va veni data stabilită de Maxim. Această insulă nu este închiriată de tine și nu pot să mă alungi de aici. O braznică. Rezumă Iana și întorcându-se brusc, plecă. Cel mai durvis pentru o femeie era să nu poată împărtăși vestea minunată cu prietenele sale că era acum extrem de bogată. Iana a stat mult timp gândindu-se cum să facă acest lucru. Apoi i-a venit o idee. Vom chema un ghid și vom merge pe insulă, unde există un centru comercial. Ne vom distra bine acolo și în același timp voi putea să le scriu prietenelor mele, deoarece acolo trebuie să fie neapărat o conexiune Wi-Fi. Iana, ești genială! Zând Vadim! Așa au făcut! Cu barca au ajuns pe o insulă mare, unde activitatea era mult mai animată decât la ei. Aici erau distracții, centre comerciale și restaurante. Iana s-a dus imediat la magazine. Ea cumpăra lucruri scumpe, bijuterii. În cele din urmă a cheltuit nu numai toți banii săi, dar și o sumă considerabilă de împrumut. Vadim, care se săturase să care cumpărăturile ei și chiar a aruncat câteva pungi pe drum fără să fie observat. Iana totuși nu s-a putut ține de socoteală și nu-și mai amintea ce a cumpărat. El a miustrat-o pentru cheltuieli neraționale. Draga mea, vei primi moștenirea doar peste șase luni. Multe pot să se întâmple în acest timp. Poate că nu merită să cheltui atât de mult. Cine îmi dă mie sfatul aici? Amantul meu ratat. Hârșii Iana. Apropo, uită-te cu ce ne-am oprit. Ce zici de asta? Vadim și-a întors capul și a rămas uimit. În fața lui strălucea clădirea cazinoului luminoasă. Vadim se uita la ea, hipnotizat câteva minute, apoi a întrebat mecanic Iana, nu-mi împrumuți 10.000 de dolari, iubito. Ești un prostule, ține mâna deschisă, râse proaspătă văduvă și se îndreptă direct spre restaurant. Așezată la o masă și comandând mâncare, ea a început imediat să posteze fotografii din vacanță pe rețelele de socializare și se bucura să vadă cum se adună un val de comentarii entuziaste și invidioase sub fotografiile ei. Niciodată înainte nu a adunat atât de rapid like-uri. Intrând în lista de urmăritori, ea l-a șters pe maxim fără niciun regret. Nu era plăcut să te întâlnești cu pagina unei persoane decedate. Apoi Iana a început să-și scrie prietenelor sale, mândră că este acum atât de bogată și unor femei din cercul său de prietene, cu care era prietenă din motive egoiste, le-a spus într-un mod grosolan ceea ce gândea despre ele. Să știe și ele. Prostiile astea spuse satisfăcută Iana, punând telefonul deoparte. În acest timp, Vadim a reușit să mănânce nu doar cele trei porții ale sale, ci și una din Iana. Ei și ce? Ne-am liniștit acum, își dădu el ochii peste cap. În orice caz, e greu de spus cum va decurge viața. Nu contează. Mi-am dorit mult să fac asta și acum mă simt fabulos, spuse Iana. Acum moștenitoarea bogată mergea în fiecare zi pe insulă și șepuiza cardurile de credit. Vă purtați ca niște navifoane, spuse dezaprobatoare Ana când Iana și Vadim s-au întors de la o nouă sesiune de shopping. Cheltuiți în prostie, deși nu aveți nevoie deloc de asta. Aceste lucruri nu au nicio utilitate. Nu te întreabă nimeni, a fata. Vadim este un imbecil, ai grijă de pachete, acolo sunt suveniruri. Hei, fetiță, nu vrei să vezi ce am cumpărat? Nu, a scuturat din capana. Nu am chef. Mai degrabă stau lângă apă. Înțeleg. O să încep din nou să plângi. Degeaba. Din cauza acestor riduri, nu de deloc. A observat Ana și a mers spre laguna ei preferată. A plâns puțin, într-adevăr, dar apoi a decis că Maxim nu ar fi aprobat un astfel de comportament. Cu vocea lui mentală, ea își poruncise să se adune și să înceteze să se plângă de lucruri neînsemnate. Hotărâtă, s-a ridicat în picioare și a dat jos rochia și. Rămânând într-un costum de baie modest albastru, a mers spre apă. Ce apă plăcută și caldă și cât de frumos el a apus! Ana a privit în jur și s-a străduit să memorizeze peisajul în cele mai mici detalii, culoarea cerului, senzațiile pe care le simțea când vântul cald îi atingea fața, atingerile bâlânde ale valurilor. După ce s-a scăldat, a ieșit pe nisip și a început să se îmbrace, când deodată i s-a părut că cineva o privește. Ungrozită și-a ridicat privirea și l-a văzut pe Juan, care mergea pe treaba lui, ținând în mână instrumentul de lucru. Ana i-a salutat și a strigat Bula. În răspuns, grădinarul a strigat și el Bula, apoi și-a continuat drumul. A doua zi, Ana a adunat-o pe Vadim și pe Iana în hol pentru a le citi scrisoarea din a doua plic. A intrat în mijlocul camerei și, ținând plicul în mână, se uită perplexe la Vadim, care în genunchi în fața Iana-i îi făcea masaj la picioare. Îi turna ulei parfumat pe picioare și le frământa cu degetele, iar moștenitoarea închidea ochii de plăcere. Sunteți nebuni! A oftat Ana și a deschis plicul. Deci, conform testamentului lui Maxim, a sosit ziua când trebuie să citesc a doua scrisoare. Ascultați! Bine! Dragă Iana, ai citit deja testamentul? Te-ai obișnuit cu gândul că ești moștenitoarea unei avere uriașe și probabil că ți-ai cheltuit deja economiile și. Probabil, ai luat un credit. Dacă ai continuat să rămâi pe insulă, atunci nu ai putut cheltui bani, pentru că aici nu este internet. De ce spun toate acestea? Pentru că vreau să spun că te-ai grăbit. Nu ar fi trebuit să arunci banii, pentru că de la mine nu vei primi niciun ban. Vezi tu, draga mea, am aflat că mă înșeli, așa că am decis să las totul fratelui meu. Da, avem neînțelegeri între noi, dar totuși el este fratele meu, în timp ce tu, din păcate, m-ai trădat, așa că rămâi cu bine. Ana și-a ridicat privirea spre Iana, apoi și-a întors privirea către Vadim, care a rămas imobil, strângând călcâiul ienei în mână. După ce a ieșit din starea de șoc, el a eliberat brusc piciorul fetei, iar călcâiul ei a lovit podeaua cu zgomot. Aoleu, ce faci, Vadim prostule? A strigat ea. Hai, lasă-te în pace, Iana. Ana, dăm să citesc scrisoarea nu cred urechilor, spunea Vadim agitat, smulgând foaia din mâinile fetei. După ce a aruncat o privire asupra textului, a întrebat și testamentul. Testamentul este acolo. A vorbit nervos Vadim. O să vedem acum. Scrisoarea mi-a venit sigilată, așa că sunt surprinsă și eu, a spus Ana, apucându-se să deschidă plicul. Imediat a scos hârtia cu stema. Uite! Vadim a început să examineze documentul cu grabă, și apoi a izbucnit în lacrimi, sărutând hârtia și lipind-o de piept. Chiar așa? A spus el în șoaptă. Nu cred, dăm să văd, i-a strigat Iana nervoasă și a smuls testamentul din mâna lui. După ce a citit rândurile, a încercat să le rupă. Asta nu ajută, sunt copii, a spus Ana cu calm. M-am hrănit cu ele, a râs Vadim, rupe cât vrei ești acum săracă și cu datorii. Da, surioară, a fost un prichindel înainte de a muri. Ana, spunem cum a fost totul. Puțin înainte de moartea lui, Maxim mi-a trimis o scrisoare și o instrucțiune video. El m-a rugat să zbor pe insulă și să citesc testamentul imediat ce voi ajunge acolo. Apoi a venit o altă scrisoare, nu electronică, ci închisă, și încă o instrucțiune video în care Maxim m-a rugat să citesc testamentul într-o anumită zi. Și nu știam că acolo era un al doilea testament care anula primul. Sunt uimită! Da, Maxim era un adevărat bufon, râdea Vadim. Bine, Iana, nu plânge, un camion cu prăjituri se va răsturna pe strada ta, sau mai bine spus, cu testamentele. În seara aceea, Iana s-a îmbătat până la limită. A doua zi, a trebuit chiar să cheme o curățenie de urgență pentru a curăța tot ce lăsase în urmă. Ana s-a întors din nou pe plajă și a început să plângă din nou. Vântul bătea tare. Vai, suflați, a auzit ea vocea unui bătrân în spatele ei. Întorcându-se, a văzut grădinarul. Ah, Juan, mă tem că chiar dacă ți-aș explica suferințele mele în engleză. Nu ai înțelege, înțelegi, un om pe care l-am iubit a murit. Nu m-a mai observat niciodată, nu știu cine eram pentru el o ajutoare fidelă, un șoarece gri, o șosetă albastră, iar pentru el era o fată adevărată. Desigur, nu m mă observat și acum el a murit. Și trebuie să văd cum fratele lui și logodnica se ceartă pentru moștenire, dar nu au vărsat nicio lacrimă pentru el și nu știu unde să merg cu durerea, pentru că nu voi mai vedea niciodată persoana pe care o iubeam și asta nu e tot. Am o urnă cu cenușa lui, pe care a cerut-o să o răspândesc pe mare, și înțeleg că nu am puterea să o răspândesc și să mă despart pentru totdeauna de ea. În fiecare zi îi scriu sms de dragoste. Știind că nu-mi va răspunde. Ce nebunie am fost că nu i-am spus asta mai devreme. Oh, Juan, nu plângi! Sau e doar vântul? Ah, oricum, tu nu înțelegi nimic! Nu plânge! Juan a spus cu voce răgușită. Părea că înțelegea totuși despre ce vorbea fata, pentru că lacrimile îi stăteau în ochi. Mulțumesc, Juan! E uimitor că nu vorbim în limba noastră, dar tu mă înțelegi. A doua zi, Ana a decis să răspândească cenușa lui Maxim la apusul soarelui. Vadim și Iana nu voiau să meargă. Vadim a considerat că este prostesc, iar Iana a spus că nu vrea să vadă nicio urmă de cenușă. Nu, a spus Ana hotărât, vom merge au coborât pe plajă și acolo, lângă apă. Ana a ținut un discurs solemn, iar Juan a cântat o melodie funerară tradițională din Fiji și a aprins torțele încastrate în nisip, ceea ce a adăugat un element de misticism ceremoniei. Fata a răspândit cenușa, a închis urna și a început să plângă din nou. Uite, asta e tot ce a mai rămas din tine, mire neterminat, a spus Iana într-o tonalitate furioasă. Și eu, frățioare, chiar îmi pare rău. Vadim a spus cu indiferență. Cu siguranță nu aș vrea să fiu în locul lui. Sunteți amândoi niște mizerabili. Ați stricat o ceremonie atât de frumoasă, a spus Ana supărată. În ziua următoare, Vadim s-a jucat cu Iana. A obligat-o să-i pregătească cafea și suc proaspăt. Să-i facă masaj la picioare și să-i facă pedicura. Fata era furioasă, dar îi îndeplinea orice dorință a iubitului ei, pentru că acesta i-a promis că îi va plăti datoriile enorme. Fata a încercat chiar să returneze unele dintre cumpărăturile ei la magazine, dar pentru că aruncase chitanțele, nu i s-a reușit. Și ce va spune prietenelor sale cu care s-a certat? Doamne, de ce a spus atât de multe lucruri urâte despre ele? Dacă aș putea să revin în timp, nu aș trebui să-l agasez pe acest vadim neplăcut. A doua zi dimineață, Ana a coborât în hol cu o mică plic în mână. Vadim era deja jos, examinându-și comorile alcoolice. Cine a mai găsit un alt plic? Inițial nu l-am observat. De unde a apărut? Se mira fata citind ce scria acolo. Vadim s-a adresat cu grijă. Ce s-a întâmplat? Deodată ai găsit un alt plic. Nu l-am observat la început. De unde vine? I-a spus Vadim cu precauție, îngrijorat că în interior s-ar putea afla o scrisoare care să anuleze testamentul anterior și să-l lase fără moștenire. Nu pot, este pentru tine, a răspuns Ana, întinzându-i plicul. Într-adevăr, numele lui era scris acolo. Vadim, nerăbdător, a deschis plicul, iar o notiță și o carte de plastic aurie au căzut pe podea. Dragul meu frate, spunea în notiță. Înțeleg că te afli într-o situație dificilă și că ai multe datorii acum. Așa că îți țin această carte. Aici sunt 50.000 de dolari. Poți să-i folosești acum, dar te rog să nu-i cheltuiești la cazino. Din întregul text, Vadim a reținut doar cuvintele 50.000 de dolari și cazino. Cazino! A șoptit el și a alergat să cheme un iaht. Ce s-a întâmplat? De ce acest zgomot? a întrebat Iana, nedumerită, coborând din camera ei de la etajul 2. Draga mea, puneți cea mai bună ținută. Am 50.000 de dolari. Mergem la casino. Ești un nebun complet. Cazinoul se deschide abia seara. Da, a gemut Vadim. Dar, a realizat Iana, avem nevoie de timp să-ți găsești o costumație. Acolo e dress code. Hai să mergem și într-un restaurant înainte. E o idee bună. Timpul trece mai repede acolo decât pe insulă. Dar să nu cumperi nimic pentru tine. Am avut suficiente cheltuieli de shopping cu tine. Iana a mers nemulțumită să se pregătească. Și-a aranjat părul și și-a ales cu grijă hainele, luând cu ea rochiile și bijuteriile. Ești atât de prevăzătoare. Abia îmi vine să cred că acum câteva zile ți-ai cheltuit toate cardurile pe nimicuri. Iana s-a înfuriat, dar nu a zis nimic. Ajungi pe insulă, ea și-a lăsat lucrurile într-un depozit și apoi au mers la restaurant. Nu, nu l pentru mine. Încearcă mâncarea locală. Mănâncă lipie cu legume, a spus Vadim în mod ironic. Ascultă, dacă vei continua să vorbești cu mine astfel. Mă întorc și plec. Cu voce rănită, femeia a spus. Atunci pleacă ai crezut că o să plâng pentru tine. Cu banii ăștia pot să-mi găsesc pe cineva mai tânăr și mai frumos, a răspuns el ce vrei să spui prin mai tânăr. Sunt bătrână. S-a indignat Iana. Ai trecut de 30 de ani, draga mea, nu mai ești o tinerică proaspătă. Iana a fost aproape să se sufoce de furie, nimeni nu o mai jignise așa până acum. Ești un porc, a murmurat ea cu venin. Totuși, îmi ești dragă, a zâmbit Vadim cu răutate. Nu am de gând să merg cu tine la cazino, mergi singur. Dacă vrei să faci o impresie, să nu folosești banii mei. Draga mea, impresia mea va fi făcută de această mică bucățică de plastic, a spus el, arătând cardul de aur. Dar tu poți să vii cu mine ca un bonus plăcut, dacă vrei. Un bărbat frumos și singuratic ca mine nu va avea lipsă de femei. Iana nu i-a răspuns nimic, realizând că Vadim avea dreptate acum. Banii erau în mâinile lui, iar ea era săracă și în datorii. Seara a venit și cazinoul și-a deschis porțile pentru oaspeți. Vadim, îmbrăcat într-un smochein nou-nouț, abia se putea abține să nu sară de bucurie pe un picior. Părea un copil căruia i s-a interzis mult timp să mănânce dulciuri din cauza alergei, dar care a fost dus brusc într-un magazin de dulciuri. Iana s-a pregătit și ea, purtând o rochie neagră strălucitoare cu spatele gol. Femeia înaltă, într-o rochie de seară elegantă, a atras imediat atenția celor din sală, chiar dacă în jur erau multe alte femei luxoase. Frumusețile îi făceau semne, îi ofereau băuturi. Dar Vadim a luat-o rapid de mână și a dus-o departe, arătând tuturor că femeia îi aparține. Astfel stau lucrurile. Cu puțin timp în urmă, el striga că își va găsi o tânără frumoasă în locul ei, o femeie mai în vârstă, dar acum nu o lăsa să se apropie de bărbații bogați. Poate că voi întâlni aici viitorul meu soț în această vacanță și viața mea se va îmbunătăți în sfârșit. În avantajul tău, nu va trebui să mai plătești datoriile. Nu, draga mea! În această seară tu ești cu siguranță a mea, te-am cumpărat ca un lucru și asta mă face fericit și mă deranjează când te joci cu alții, cum să spun, mă simt inconfortabil. Cu un ton plin de ironie, Vadim era atât de convingător încât Iana a decis să nu facă glume în această seară. Luându-le pe nereușitul pretendent de braț, ea a mers hotărâtă pe covorul de mătase, privind cu regret la bogații pe care nu i-ar putea se duce în această seară. Vadim și-a promis să fie moderat să nu facă pariuri mari, dar astăzi norocul era de partea lui a câștigat din ce în ce mai mult și ceilalți jucători îl priveau cu respect sau cu invidie. Spre deosebire de mulți alții de acolo. Vadim nu simțea nevoia să-și controleze emoțiile. Sărea în picioare și striga dada de fiecare dată când câștiga. Iana s-a prins și ea în joc și l-a susținut sincer pe partenerul ei, apărându-le de fetele de 20 de ani care se apropiaseră deja de el și încercau să-l cucerească cu formele lor voluptoase. Cu toate acestea, Iana era o doamnă experimentată și curajoasă, așa că le-a îndepărtat repede pe fetele îndrăznețe. Fiecare victorie a lui Vadim a fost sărbătorită de Iana cu o de șampanie roz cu bule vesele. Ea nu a observat cum a devenit ea însă și veselă, ca acele bule. Vadim, nu înțeleg, mi-e capul învârtindu-se. Fie de la șampanie, fie de la toată această luxurianță, fie de la succesul tău, râdea frumoasa băută dar Vadim nu auzea. Era atât de absorbit de joc, încât toate sunetele din jur au devenit pentru el un murmur. Totul din jurul lui a încetat să existe, doar el, jetoanele, masa verde și ruleta. După ce a câștigat o sumă impresionantă, Vadim s-a dus să joace pacher și acolo a avut succes. Cu cât câștiga mai mult, cu atât mai mult bea Iana. Ea devenise complet de involtă, râdea și sărea în sus, încurcându-se în rochia lungă, susținându-și partenerul. Părea că femeia se bucură sincer pentru prietenul ei. Îl săruta pe obraz, aplauda și îl numea eroul ei. Tu ești un geniu, Vadim iubit. Un adevărat Mao, un prinț, un erou. Strigă extaziată Iana. Vadim doar zâmbi, neîndreptându-i nicio vorbă. În acea seară, el deveni o adevărată stea a cazinoului. Oaspeții doreau să-l cunoască, să discute cu el, dar norocosul îi respingea, explicând că nu înțelege nicio vorbă de engleză. Iana abia își târa picioarele, era atât de beată. Vadim, dragul meu, hai să plecăm acum, ok. Nu mai pot, mi-e greața acum. Ai câștigat deja tot ce se putea. Acum ești bogat ca un șeic arab, ei bine, oftă jucătorul patologic, n-am crezut că voi spune asta vreodată, dar se pare că mi-am jucat efectiv până la capăt azi. Să merg să încasez jetoanele și putem pleca. La casă de schimb valutar, Vadim a fost sincer felicitat și i-au emis un cec. Jucătorul fericit și-a ascuns cecul dorit în buzunar și, prinzând-o cu greu pe Iana care abia se ținea pe picioare, a luat-o spre ieșire. Ei bine, ce pierdere de vreme, Iana, urât de privit e vina ta, Vadim Jucător. M-am bucurat atât de mult pentru tine, încât am exagerat puțin. Plus că șampania acolo era atât de gustoasă. Vadim, ia-mă în brațe, te rog. Și ce mai vrei? Te-ai îngrășat în ultima vreme cu mâncăruri nesănătoase. Nu te voi ridica, dar mergeți voi în doi. La orizont se contura zorii. Șoferul de taxi le-a propus să-i ducă până la chei, dar Vadim a refuzat. Trebuia să meargă doar câteva sute de metri, iar în mașină fata cu siguranță s-ar fi simțit rău și mai rău. Cel puțin să se simtă rău în mare. Brusc, din clădirea cazinoului, au sărit câțiva oameni suspecți, erau patru sau cinci. Vadim nu a putut să-i distingă în penumbră, dar a văzut clar armele din mâinile lor. Ce naiba! Vadim a înjurat și își târăște Iana pe lângă el cei cu tine, iubite. Unde ne grăbim? Fugi, proasto, îi imploră Vadim pe Iana. Ce proastă ești, râdea fata beată, unde aș putea fugi în această stare? Într-adevăr, picioarele îi alunecau sub ea, iar pantofii nu-i veneau să-i dea jos. Din cauza alcoolului și a statului prelungit pe picioare. Picioarele ei se umflaseră în încălțările strâmte și pur și simplu nu voiau să scape de ele. Idioto, Vadim a înjurat și, punând-o pe Iana pe umeri ca pe un sac de cartofi, a început să fugă. Nu înțelegea de unde i-a venit puterea de a o căra pe fată pe spate și să fugă de urmăritori. În plus, a reușit să sar direct într-unul dintre bărcile care se lăsau lejer pe apă. Lăsând-o pe Iana ca pe un sac pe fundul bărcii, el a desprins funia de la stâlp și s-a apucat să tragă repede de șnur pentru a porni motorul. Cu toate acestea, ambarcațiunea a rămas neîndupălecată. Vadim a înjurat, Iana a încercat să se ridice, dar din nou se prăbușea, iar urmăritorii se apropiau nemilos. Prinzând-o pe partenera sa beată de piele, el a târât-o în următoarea barcă, ignorând sunetele înfundate ale loviturilor care însoțeau lovirea corpului ienei de bordul bărcii. Oh, mai ușor, Vadim, nebunule! Ce faci cu mine? Îmi rup toate coastele! Se plângea fata dar el nu i-a băgat în seamă rugămințile, trăgând cu furie de șnur. Neașteptat, motorul a pornit și Vadim, care a reușit în ultimul moment să scape de funie de pe stâlp, a încercat să manevreze astfel încât să nu lovească bărcile vecine. Dar nu i-a ieșit prea bine. Totuși, el a lovit lateral două bărci vecine, iar Iana, care abia reușise să se ridice pe toate patru picioare, a pierdut echilibrul și s-a prăbușit din nou. Lovindu-se la cap, Fata a înjurat, iar Vadim a continuat să meargă cât mai repede, încercând să-și amintească în ce direcție se află insula lor. Auzind zgomotele bărcii și zgomotele de împușcături în spate, el abia a avut curajul să se uite în urmă. Bandiții îl urmăreau și aproape că îl ajungeau, doar dacă era suficient combustibil, se ruga Vadim, privind la indicatorul de combustibil. Dar persecutorii se apropiau neîndurător. Ei strigau ceva în engleză sau în altă limbă. Din cauza zgomotului motorului, el nu putea auzi clar, iar apoi s-au auzit iarăși împușcături. Vadim încerca să găsească ce să facă. Clar, celor care îl urmăreau le trebuia cecul lui. Poate că acești bandiți au fost trimiși de cazinoul însuși, care nu vrea să plătească o mare sumă câștigată. Dar Vadim și-a jurat că nu va da niciodată jac potul lor, cu orice preț. Fugarul știa că nu are un loc unde să se ascundă pe insula închiriată trebuie să ajungă pe insula vecină și să încerce norocul acolo. Poate va reuși să găsească un refugiu sau poate va fi poliție. Dar această idee a fost un eșec, deoarece combustibilul se termina. Rămâne să caute refugiu în propria sa vilă, să se ascundă undeva și să ceară ajutor prin radio. Andocând la mal, Vadim a tras pe Iana și schiurile și le-a tras în ansamblu în conac. Fata era complet puizată și era foarte greu să o tară în urma lui mai ales pe misipul ud. Ajuns în vila, el a strigat cât avea putere, Juan. Ana! Salvați-vă! Se află bandiți aici, dar nu a primit niciun răspuns. Curtea, veranda și fața de casei erau luminate de luminițe de Crăciun, ale căror lumini se stingeau pe măsură ce răsărea zorii. Dar în conac era întuneric. Intrând înăuntru, Vadim a început să cheme din nou pe Ana, dar ea nu răspundea. Trezește-te repede, Iana, îi spunea el, scuturându-i însoțitoarea slăbită, dar ea nu reacționa. Trăgând-o după el, Vadim a ajuns la etajul al doilea, a intrat în una dintre camere și a închis ușa în spatele lui, apoi a împins-o pe Iana sub pat. Apoi a început să caute pe Ana. Deschizând ușile camerelor, dar fata nu era nicăieri. După ce a încuiat două săl de dormit cu cheia, el a sărit în camera în care ascunsese-o pe Iana și a mers sub pat în urma ei. Intenționat, nu a încuiat ușa în speranța de a pune o capcană psihologică bandiților. Dacă ușa e deschisă, înseamnă că nu se ascunde nimeni aici. Să se descurce cu ușile încuiate. Bandiții nu au întârziat să apară. Vadim a auzit pașii lor și vocile grele și joase. Capcana lui a funcționat. Bandiții chiar au început să forțeze ușile blocate. Au spart una, apoi cealaltă. Au intrat înăuntru și au început să distrugă mobilierul, încercând să găsească pe cei care se ascunseseră. Vadim a realizat că atunci când nu vor găsi pe nimeni, vor veni și în această cameră. Așa că a decis să iasă pe fereastră și în timp ce erau ocupați, să alerge până la barca lor și să plece. Acesta era un plan perfect și doar Vadim voia să-l pună în aplicare, când brusc cineva a intrat în cameră era o singură persoană. De sub pat putea să vadă doar pantofii lui, vechi și uzate. Vadim a stat ascuns în timp ce persoana se plimba prin cameră, calcând fără menajamente cu pantofii murdar pe covorul de mătase alb imaculat. Neputând găsi nimic interesant, persoana s-a îndreptat spre ușă, iar Vadim era pe cale să respire ușurat când, din întâmplare, Iana, care zăcea lângă el, a început să sforăie tare. Vadim a simțit un fior de îngrijorare în interiorul său, iar persoana cu pantofi a oprit în cadrul ușii și s-a întors spre ei. Și atunci Iana, din toată ghinionul, a sfărăit din nou. Disperat, Vadim i-a acoperit gura, dar era prea târziu. Persoana cu pantofi se apleca în genunchi și privea sub pat. Ce? Juan! Vadim a exclamat când a văzut fața șifonată a grădinarului și imediat s-a simțit ușurat, crezând că era unul dintre bandiți. Juan, fugi repede, te vor omor aici. Bandiții sunt aici. Go, go, run! A șoptit el și a făcut semne cu mâinile spre grădinar. Bătrânul părea că înțelege ce îi spuneau. S-a ridicat încet și a mers spre ușă, iar Vadim a început să iasă de sub pat, trăgând-o pe Iana după el pentru a ieși și ei pe fereastră în același timp. Vocea răgușită a lui Juan l-a făcut să se oprească și să se întoarcă. Bătrânul vorbea tare într-o limbă pe care Vadim nu o înțelegea. Nu a avut timp să gândească prea mult când câțiva bandiți cu tatuaje musculoase și capete rasate au intrat în cameră brusc și cu dinții de aur. Într-o clipă l-au legat pe Vadim, i-au pus un clește în gură și i-au pus un sac pe cap. Apoi l-au tras undeva, l-au tras în jos pe scări și l-au aruncat brutal pe podea. Când i-au scos sacul de pe cap, a văzut că se afla în hol. Iana era legată pe jumătate pe canapea, încă într-o stare de șoc. În cameră erau patru bandiți în armații, iar într-un colț se afla Juan, umil și tăcut. Era clar că el i-a trădat. În mijloc se afla ghidul, bine îmbrăcat și în formă, care i-a adus pe insulă. Ei bine, felicitări pentru câștigurile tale, a zâmbit ghidul într-o manieră sardonică. Nu tuturor le merge atât de bine. Mulțumesc, a răspuns Vadim cu sarcasm. Sunt cu adevărat norocos. Ghidul a râs cu voce tare în răspuns. Umorul este minunat, dar acum aș vrea să arunci o privire la cec, măcar cu un ochi. A spus Ghidul cu o zâmbet urât pe față. Ah, asta e de ce ne-ați urmărit atât de mult timp, doar pentru a vedea cecul. Vadim a început să râdă de ei. Ghidul și-a dat seama de glumă și a râs în hohote, dar apoi zâmbetul i-a dispărut de pe față, înlocuit de o grimasă rece de furie și cruzime. Cecul, acum, aici, repede, a spus el cu accent, cuvântând fiecare cuvânt. Aș fi bucuros să o fac, dar, din păcate, mâinile mele sunt legate. Deci, domnule, vă puteți servi singur! Cecul se află în buzunarul meu de la piept. Ghidul a dat din cap și unul dintre bandiți a început să caute în buzunarul său de la piept. A clătinat din cap pentru a arăta că cecul nu se afla acolo. Ah, blestematul de Alzheimer, a spus Vadim în batjocură. Probabil că e în buzunarul pantalonilor. I-au percheziționat din nou și tot nu au găsit nimic. Furios, șeful bandiților l-a lovit pe Vadim în față, iar Vadim a simțit cum totul se întunecă în jurul său, iar înaintea ochilor săi au început să danseze stele. Bine, bine, cecul este în șosetă, a spus Vadim. L-au dezbrăcat de șosete și au scos bucata de hârtie de acolo. Era un certificat strălucitor pentru o sumă cu șase zerouri. Ghidul a zâmbit cu satisfacție și a spus că asta nu este totul. Acum vei semna documentele care transferă tot ce ai moștenit de la fratele tău în favoarea mea. Ce? Vadim s-a revoltat. Voi sunteți adevărați jefuitori, hoții neînfricați. Nu înțeleg, băieți, confiscați proprietatea altora cu forța. Bine, a fost de acord surprinzător ghidul. Nu te vom forța să semnezi aceste documente. Mai mult, îți vom returna cecul de la casino, dar trebuie să faci un singur lucru. Și care ar fi acela? Vadim a întrebat cu suspiciune. Ia revolverul și trage un glonț în frunte, a spus ghidul, arătând spre Iana. Ce? Vadim s-a revoltat din nou. Ce a făcut ea? Ea este doar o femeie obișnuită, vânătoare de bărbați bogați. Vrea doar să trăiască frumos. Ce e rău în asta? Poate că e cinică, dar nu merită să moară. Ghidul s-a apropiat încet de Vadim și a tăiat corzile de la mâini. Apoi i-a pus un revolver în mână. Există plăcerea care costă mai mult decât banii. De exemplu, să vezi cum iubitul își ucide iubita. Gândește-te! Un singur foc și nimeni nu va ști. Dar vei prim toți banii. Uită-te la ea! Acum nu are nicio conștiință, nici măcar nu simte nimic. Viața ei nu valorează nimic ea nu le face niciun bine nimănui. Dar tu poți trăi în belșug pentru tot restul vieții tale. Ești nebun. Ai nevoie de ajutor. Și ce se întâmplă dacă te împușcă acum? Vadim a spus în mod neașteptat și a îndreptat pistolul spre fruntea gangsterului. E amuzant, a răspuns acesta. Uită-te în stânga. Lângă el se afla Loas, ținând un cuțit. Înainte ca creierul tău să trimită semnalul de a apăsa pe trăgaci, Loas îți va sparge craniul. Privindu-le pe Loas în ochi, Vadim a înțeles că nu trebuie să glumească cu el după ce a ținut revolverul în mână timp de câteva secunde și s-a uitat la Iana, care a început să băzie ceva în timp ce revenea la conștiință, el a pus brusc arma deoparte și a spus, dăm hârtiile, le voi semna. Ghidul a dat din cap și a întins o pix. Lui Vadim i-au fost aduse hârtie și pix, el a semnat toate documentele necesare și a spus cu oboseală: Acum suntem liberi! Eliberați-ne! Acum da, a zis gangsterul, Juan, dezleagă-i, grădinarul s-a apropiat de Vadim și, cu un singur gest al cuțitului, a tăiat legăturile de pe picioarele lui, apoi a eliberat-o pe Iana, care nu a fost legată în primul rând pentru că era deja neajutorată. Da, trebuie să recunosc, nu mă așteptam la asta de la tine, Juan, a spus Vadim. Corect, Iana avea dreptate, a spus grădinarul, cea mai suspicioasă persoană, întotdeauna trebuie să ai grijă cu grădinarii. Să-ți spun sincer, nu mă așteptam la asta de la tine, băiete. Brusc, Juan a vorbit fără accent. Ce? Vadim nu înțelegea. În același timp, Juan și-a scos pălăria de paie, mănușile și a început să-și tragă de pe față. Cu puțin efort, a smuls o bucată mare de piele, care s-a dovedit a fi silicon în formă de mască umană. Vadim și-a pierdut cuvântul când a descoperit că în fața lui se afla Maxim, viu și nevătămat. Să-ți spun sincer, sunt confuz, băiete. Eram sigur că vei fi de acord să o omori pe Iana, doar ca să iei banii. Oricum, încărcătura era goală. Dar după asta aș fi trebuit să țin un discurs moralizator și tu ți-ai sacrificat totul pentru ea, pentru fata care se distra de tine în tot felul, mai ales când credea că nu ești bogat. Ai cărat-o în spate când trebuia să scăpați de bandiți. Nu ai lăsat-o urmă, punându-te în pericol. Și când i-ai cerut să-ți facă o cafea sau un cocktail. Ea mereu scuipa în băutură și tu știai asta foarte bine. Nu te înțeleg deloc cu totul. Vadim a ridicat din umeri cu un suflet misterios. Încă a încercat să o avertizezi pe Ana că în casă sunt bandiți și să o salvezi pe Juan. Sunt surprins. Și pot să întreb fără să fiu nepoliticos, a întrerupt Vadim pe fratele lui, a inviat sau nu ai murit deloc. Pur și simplu nu știu ce sunt în stare să facă informatice acum. Poate că acum vorbesc cu o hologramă. Nu, nu a murit, mai mult am fost tot timpul aici cu voi, sub forma grădinarului Juan. O mască grozavă, nu e așa. Un realism aproape ideal. Am comandat-o de la un studio de film. Și, în plus, nu e caldă ca o mască, e ca și cum ar fi fața ta. nu face reclamă la mască, spune mai bine ce se întâmplă aici, l-a întrerupt Vadim. Ridică-te de pe jos și așază te pe canapea. Am avut bănuiala că aveți cu toții ceva între voi, dar ați ascuns asta de mine, bineînțeles. Și eu nu prea am urmărit, considerând că este sub mea. Dar înainte de nuntă, totuși, am decis să verific și, pentru claritate, v-am trimis pe insulă împreună, apoi am decis să vă verific cu bani. Mai întâi am jucat ca și cum Iana ar fi primit banii, apoi ca și cum i-ai fi primit tu. Verificarea Milesei și a fratelui a devenit o joc ciudat, dar captivant. Ah! Și am angajat-o pe Ana ca asistentă, a fost o femeie de nimic și așa plângea și se ruga pentru șeful ei și se prefăcea că îl iubește și a organizat chiar și niște înmormântări havaiene cu gemete de la actrița teatrului arzător. Vă înșelați! Nu știam nimic, a răsunat vocea care a intrat în cameră. Doar ieri am aflat totul, când ați plecat la cazinou. Juan, adică Maxim, s-a apropiat și mi-a scos masca din fața ochilor a recunoscut că a primit mesajele mele și că m-a auzit declarându-mi dragostea. Am fost șocată, am fost foarte furioasă. Da, mi-a dat o palmă meritată, a spus Maxim. Meritat, a subliniat asistenta. Atunci doar am crezut că am schizofrenie. A ridicat din numere asistenta. Oricum, am refuzat să particip la acest spectacol. Oh, da, ai apărut frumos la final, a comentat Vadim. Ascultă, totuși, un lucru nu îl înțeleg. La ce bun toate astea? Dacă voiai doar să verifici mireasa, puteai să o faci mai ușor. Desigur. Dar voiam să vă învăț o lecție să joc pe pasiunile voastre, așa cum se spune, a răspuns Maxim. Da, ai reușit cu adevărat, a zis Vadim. Doamne, capul meu mă doare teribil, a spus Iana, care începuse să-și revină. Ana a fugit la bucătărie și a adus apă cu aspirină, iar Vadim a pus un pachet de gheață la capul ei. Am auzit totul prin somn, a spus Iana. Corpul nu răspundea, dar capul era limpede. Știi, Maxim, ești un jeg adevărat, se pare. Sunt foarte bucuroasă că nu m-am mă mărit cu tine. Ei bine, asta e drept, a zis Maxim. Gluma a ieșit în afara controlului. Și eu ți-am spus asta, a intervenit ghidul. Dar să recunoaștem, noi cu băieții ne-am descurcat foarte bine cu rolurile noastre. Oh, da, sunteți dem de un Oscar, l-a lăudat Maxim, iar frăția flatată s-a retras, luând cu ei costumele de scenă. Deci, nu mai am parte de moștenire, a suspinat Vadim, care se simțea din nou în puteri. Dar măcar am câștigat la cazinou. Mi-e teamă că nu, a clătinat Maxim din cap. În acea zi, cazinoul fusese închiriat de o casă de producție cinematografică. Și acolo se filma un film. Statisticieni se comportau natural, iar proiectoarele, camerele și actorii nu au fost observați într-un acces de entuziasm. Și Iana nu a observat pentru că era deja beată când a intrat. Ai câștigat pentru că asta era planul meu, a fost planificat în scenariul meu, iar cecul pentru câștigarea jacpotului nu era real. Și acum voi cere atenția voastră, a spus Vadin și de asemenea s-a pus în genunchi, nu în fața Anei, ci în fața Ienei scoțând din buzunar un inel, făcut în grabă din hârtie de aluminiu de la o ciocolată care i-a căzut în buzunar, el i-l-a pus pe degetul fetei și a spus, draga mea Iana, ești cea mai frumoasă și cea mai șmecheră. Cinică și la comă fată dintre toate pe care le cunosc. Tu ești jumătatea mea. Nu-mi pot imagina viața fără tine și vreau ca în fiecare zi să-mi faci scene și să-mi strici nervii. Promit că imediat ce ajungem pe continent, îți voi oferi un inel adevărat, dar până atunci, te întreb, vei ieși cu mine. Iana a rămas uimită. În cele din urmă, găsindu-și glasul, ea a spus ironic, sunt deja bătrână. Pot să găsesc pe cineva mai tânăr și mai frumos, a zis Vadim, ceea ce a făcut-o pe Iana să-și muște buza, dar nimeni nu îmi poate agita viața așa cum faci tu. Așa că, pasărea mea, vreau ca în fiecare zi să mă ridici pe căruța ta emoțională, iar eu, la rândul meu, promit să nu te las în urmă și să te implic în diferite aventuri dubioase, de acord. Înainte de a răspunde, vreau să-ți pun o întrebare, Vadim, știai că te scuipam în cafea de fiecare dată când o făceam? Da, a zâmbit Vadim. Și totuși o beam. Iana și-a ridicat sceptic sprâncenele. Și totuși o beam. Ei bine, atunci îți spun da. Voi ieși cu tine, a declarat Solemn fata și l-a îmbrățișat strâns pe noul ei logodnic. Da, a spus Maxim, chiar și Elisabeta nu ar fi putut anticipa un astfel de deznodământ. Cel mai important lucru este că fiecare în această poveste a găsit ceea ce căuta, chiar dacă a fost printr-un drum atât de ciudat. Trecând prin numeroase obstacole, a spus Ana și s-a apropiat de Maxim. Între timp, soarele a dispărut complet sub orizont, iar insula a fost învăluită în întuneric. Juan a uitat să aprins becurile, a strigat Iana exigent spre grădină și a privit imediat spre Maxim. Nu mai era grădinarul lor pe insulă. Conștientizând absurditatea situației, toți cei patru au izbucnit în râs și, aprinzând lanternele de pe telefoanele mobile, s-au îndreptat spre Conac pentru cină. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați!